ție să mă. E pe bine. Hai la obicei. Ce zic? Ce să fac așteptați? Ce soare de astea mă cere? Ce limitezi să fac așteptați? Și o altă condiție? Da? Că ai făcut așa de lucru? Da. Da, doamna. Tot ea te cheamă și ți-a doamna. Nu, lasă-mă, stăm așa. Ia, unde e? Nu trebuie să ești în Europa. Da. Da, doamna. Nu. Secretarul Comunii propune spre aprobare procesul verbal la ședințe anterioare.
Există obiecțiunea cu acest verbal prezentat? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Potrivit prevederilor articolului 43 din legea administrației publice locale 215/2001, republicată, dau cuvântul domnului primar Sorin Daniel pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președinte de ședință și vă asigur că o să conduc lucrările ședinței noastre în conformitate cu normele legale. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi. Vă invit. Vă mulțumesc. Astăzi, pe ordinea de zi, avem două puncte și anume. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind contractarea împrumut pentru investiția construirii pod autotrafic ușor și pietonal, este părul Cașun, în punctul în loc stadion, pod Priceac, stat Cașun, Comuna Cașun, drept Bacău. La punctul 1, după cum, la punctul 1, și punctul 3, cu permisiunea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, astăzi mai avem o ședință la Consiliul Local, invitat la solicitarea dânsului domnul Scripcaru Alexandru, administratul societății comerciale Cofu Metalon, SRL Onești. Sunteți de acord? Sunteți de acord ca să începem discuția Consiliului Local de astăzi cu domnul Scripcaru? Și apoi discutăm de discuționarea activitatea? Da. Da. Domnul Scripcaru, vă rog frumos să luați cuvântul să vă expuneți Dorian. Mulțumesc, domnul primar. Îmi cer scuze că ar trebui să revin în mijlocul dumneavoastră, îmi face plăcere, dar situația de astăzi nu este plăcută pentru mine. Conturile societății mele au fost blocate de societatea CRAB pentru sumă de 46.000 de lei. Dacă în ianuarie, când am venit la dumneavoastră și v-am prezentat situația, suma era de 28.000 de lei, prin penalități s-a ajuns la 46.000 de lei, inclusiv executarea. Este o situație limită pentru mine și am venit să vă prezint această situație dumneavoastră. Eu nu mai pot rezista în acest context. Societatea trebuie să facă ceva. S-a lungit foarte mult încheierea contractului între societatea noastră și primăria comunicat și vis-a-vis de sumele pe care cei de la CRAB ni le solicităm. Nu s-a făcut niciun demers la societatea CRAB vis-a-vis de rezolvarea acelor probleme, litigii pe care societatea le are cu CRAB, prin faptul că am binevoit să oferim utilizarea conductei noastre gratuit. Domnul Curelea a fost primar la momentul respectiv, cunoaște bine situația, mai dintre dumneavoastră, domnul Soroi, domnul primar, cunoaște și dumneavoastră situația, probabil că v-au adus-o la cunoștință și dumneavoastră, și suntem astăzi într-un impas destul de major. Adică impasul însemnând ca eu să opresc furnizarea apei de conducta noastră. În așa fel încât locuitorii comunicași să nu mai beneficieze de aceasta. Am venit astăzi în urma demersurilor noastre la comisia de negociere stabilită de către dumneavoastră în luna iulie. Am discutat cu colegii dumneavoastră. S-a adus un raport de expertiză eronat din punctul meu de vedere, pentru că numai conducta din calcule făcute de mine ulterior costă undeva la 2.200.000 de lei, deci doar materialul cumpărat și efectiv expertiza făcută la justiție să spună că această lucrare ar costa 1.100.000 și ceva. Voi analiza împreună cu expertul erorile pe care le-am constatat și le vom prezenta, o să vă se prezinte o situație mai reală. Dar problema se pune ce fac eu în momentul de față. În acest sens, colegii dumneavoastră, comisia de negociere pe care dumneavoastră ați stabilit-o, am ajuns astăzi la niște discuții vis-a-vis de acoperirea acestei sume prin închirierea conductei, ca într-o perioadă de un an de zile, să puteți să acoperiți această sumă de 46.000 de lei. Aceasta este suma care astăzi am primit domnului primar, am trimis adresele pe care eu le-am primit cu blocarea contului și cu executare. Și note informativ. Da. Vis-a-vis de treaba asta. Deci există documente pe care le-am trimis. Am rugat comisia de negociere să vă adreseze dumneavoastră în vederea aprobării încheiere de urgență acestui contract
de închiriere. În caz contrar, sincer, mă văd nevoit să opresc apa. Ce-am făcut și ce-am ajuns la un moment dat. De la ce-am plecat. V-ați cuvântul să înțeleg? Sau... Nu, v-am întrebat. De la momentul când v-am dat aprobare gratuită la momentul respectiv să utilizați conducta noastră, am zis să nu cumva să ajung aici. Și uite că am ajuns. Dacă tot ați amintit numele meu? Cu dumneavoastră. Știți că am început în 2009. Da. O supreșeală tehnică, să înțeleg, cu apometrele respective. Ne-am bazat și noi pe compania de anul 4, dar în primăvară știu că ați fost aici. Am fost eu. Eu v-am văzut. Am lăsat să treacă timpul, să vă dați seama că, eu știu, nu se dorește să se facă un contract între dumneavoastră și primăria Cașului. Sau să spun ceva bune, poate dacă nu venea să trecea și Iana asta, consilierea a fost de acord, au dat un acord de principiu, s-a format o comisie, probabil au fost bani prevăzuți din buget, nici nu s-a manifestat interesul actual al conducerii să prindă niște bani pentru închirierea conducerii. Și era de așteptat ca ajungem în situația asta. Noi am fost consilieri locali, au fost de acord cu închirierea conducerii, dar nu s-a mai stabilit probabil prețul anual și nu au fost bani prevăzuți pentru închirierea acestei conducte. O secundă. Eu vreau să trecem un pic peste animozitățile pe care există în Consiliul Local între partide. Gândiți-vă că este un lucru care afectează pe toată lumea. Că suntem PNL, PDL, PSD, pe toată lumea. Deci aș vrea să vă înțelegeți situația, că nu am absolut nicio vină vis-a-vis de această sumă și că societatea nu este blocată în momentul de față. Sincer vă zic. Deci nu vreau să dau vina nici pe unii, nici pe alții. Cel mai vinovat sunt eu. Sincer. Eu sunt cel mai vinovat. Din toată povestea asta. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Deci, o să vă rog pe doamna vice, cu care am discutat astăzi vis-a-vis de această treabă, să aprobați încheierea contractului cu societatea noastră, în așa fel încât săptămâna viitoare să putem încheierea contractului. Bineînțeles, după ce se obține și un aviz de la Curtea de Conturi, ca să vedem care este forma legală a problemei. Dar, credeți-mă, nu mai pot rezista în contextul ăsta. Discuțiile purtate de mine cu cei de la ACRA au fost de acord, în momentul în care se va face prima plată către ei, nu vor debloca conturile. Domnul Boreanu, erați membru în comisia. Da, astăzi am fost... Eu zic să dăm citire procesului verbal de negociere care l-am făcut astăzi. Să răspundem cu mare atenție și apoi să discutăm și să vă spuneți punctul de vedere, pentru că așa este normal. Așadar, proces verbal de negociere în privința prețului închirierii de la SC Cons Metalurgiile Leonești a conductei de apă potabilă ce alimentează Comuna Caș în județul Bacău, încheiată data de 4.9.2015. Comisia de negociere, numită prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Cașin, numărul 34, din 15.07.2015, compusă din Flintoacă Cojocea Gabriela, viceprimar, Popescu Monica Florinela, secretarul Comunei, Măgureanu Mihaela, responsabil achiziții publice, Dițu Maria, referent contabil, Văleanu Daniel, consilier local, Fuiorea Ion, reprezentant CRAP și cetățean al Comunei, Bunea Claudiu, expert, evaluator, autorizat. A procedat astăzi 4.9.2015, ora 11, la sediul primăriei Comunei Cașin și județul Bacău, la participarea la negociere privind prețul de închiriere de la SC Conf Metalonești a conductei de apă potabilă ce alimentează Comuna Cașin și județul Bacău. Comisia de negociere declară deschisă ședința de discuții și dă citire componenței comisiei. Se face precizarea că această comisie este constituită la inițiativa primarului Daniel Soroiu și aprobată de Consiliul Local al Comunei Cașin prin hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 15.07.2015. A fost transmisă inițiativa de participare la negociere numărul 6.774 din 2.9.2015 și 6.128 din 3.9.2015 proprietarului conductei de apă ce alimentează Comuna Cașin și județul Bacău, respectiv SC Conf Metalon, SRL din Omești, din următoarele considerente. Societatea Comercială Conf Metalon SRL este proprietara conductei ce alimentează cu apă potabilă locuitorii Comunei Cașin. Conducta are diametrul de DN12, 330 mm și o lungime de circa 530 de metri, aflată la o adâncime de 1,5 metri pe proprietate.
proprietăți private. Societatea Confmetalon SRL propune prin adresa numărul 50 din 6-3-2015, înregistrată la primăria Comunei Cașin sub numărul 1815 din 17-3-2015, suma de 2200 lei pe lună, fără TVA, prețul închirierii acestei conducte în vederea continuării furnizării apei potabile de către Comuna Cașin. Prin referatul de necesitate, întocmit de viceprimarul Comunei, doamna Gabriela Cugatul Cojogea, și aprobat de primarul Comunei Cașin, domnul Daniel Soroiu, se propune necesitatea închirierii de către Comuna Cașin a conductei proprietatea SC Confmetalon SRL Unești, pentru a nu lăsa comunitatea locală fără apă potabilă, până la posibilitatea realizării unei investiții publice în acest sens. La inițiativa primarului Comunei, domnul Daniel Soroiu, Consiliul Local aprobă prin hotărârea Consiliului Local numărul 34 din 15 iulie 2015 privind constituirea Comisiei de Negociere a Prețului Închirierii de la SC Confmetalon SRL Onești a conductei de apă potabilă ce alimentează Comuna Cașin, județul Bacău. Totodată, se aprobă închirierea conductei de apă potabilă până la posibilitatea realizării unei investiții publice în acest sens de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIN, prin operatorul regional SC Cravesa Bacău, prin programul operațional de infrastructură mare, corelat cu master planul județului Bacău, cu fonduri europene pentru dezvoltarea regională FEDR, în cadrul listei prioritare de investiții 2014-2020. Negocierea în vederea închirierii se poate realiza numai cu SC Confmetalon SRL din Onești, această societate fiind proprietara conductei care face legătura dintre căminul de branșament cu rețeaua de furnizare a apei potabile a SC Cravesa Bacău și până la căminul de branșament unde se raportează UAT Cașin în conducta SC Confmetalon SRL, astfel că atribuirea închirierii este unică. Negocierea nu se poate realiza cu altă societate. Nu există deținător de conductă de alimentare cu apă pentru locuitorii din Cașin. Nerealizarea acestei închirieri ar putea duce la apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă, astfel că este strict necesară realizarea acestei proceduri de negociere directă în vederea îndeplinirii închirierii. Comisia de negociere s-a întâlnit astăzi, 4-a 9-a 2015, pentru negocierea prețului închirierii de la SC Confmetalon SRL Onești a conductei de apă potabilă ce alimentează Comuna Cașin, cu domnul scriitor Alexandru, în calitate de administrator al acestei societăți comerciale. 1. Comisia constată că societatea Confmetalon SRL a depus la sediul autorității contractante UAT Comuna Cașin propunerea privind oferta de preț cu numărul 50 din 16-a 3-a 2015, înregistrată cu numărul 1815 din 17-a 3-a 2015 la primăria Cașin, cu valoare de 2200 lei fără TVA, urmând negocierea acestui preț. În timpul ședinței de astăzi, SC Confmetalon anunță că oferta lor de preț privind închirierea conductei de apă s-a majorat la 3600 lei fără TVA. Majorare datorată tergiversării încheierii contractului de închiriere și a prejudiciilor aduse SC Confmetalon prin blocarea conturilor de către CRAB. 3. S-a trecut apoi la negocierea clauzelor contractuale. Astfel, se propune încheierea contractului pentru o perioadă de 12 luni, după care, dacă realizarea investiției de către CRAB-SA nu este finalizată, negocierea unui alt tarif de închiriere să fie inferior celui propus în ședința de astăzi. După discuții, dat fiind faptul că SC Confmetalon a lansat o altă ofertă de preț, Comisia de Negociere nu a fost de acord cu ea și propune solicitarea punctului de vedere de la Curtea de Conturi și discutarea și aprobarea prețului de închiriere de către Consiliul Local al Comunei Cașin, solicitându-se punctul de vedere al fiecărui consilier și consemnarea în procesul verbal de ședință. Procesul verbal, acest proces verbal a fost încheiat astăzi, 4-a 9-a 2015, în două exemplare originale, între Comisia de Negociere, care v-am pus-o mai devreme, din partea noastră, viceprimarul, secretarul Comunei, doamna Măgureanu de la Achiziții Publice, doamna contabilă Dițu Maria, domnul consilier local Băleanu, domnul Fuiorea, reprezentant CRAB și cetățean al Comunei, domnul Bunea Claudu, iar din partea firmei Confmetalon, domnul
director Scripcar Alexandru, doamna Neașu Letiția, director comercial și domnul Crăciun Silviu, consilier juridic. Dacă îmi permiteți, vă rog, ca să explic de ce modificarea asta de la 2200 la 3600. Am conturile blocate. Suma de 46.000 de lei am rugat să o achităm într-un an de zile. Cu tot cu penalități care urmează aferente acestor sume, se va ajunge ca în 12 luni de zile să ajungă la suma de care v-am spus. Am discutând cu cei de la CRAB, dacă sunt de acord să îndeblocem codurile, dacă începe OAD să plătească aceste sume, deci dacă încep să încaseze niște bani, eu zic că da. După prima încasare, îmi deblocă conturile și îmi suspendă executarea. De asta am aflat asta aici, în cadrul Consiliului dumneavoastră, ca să pot să dau orice explicație la orice întrebare pe care dumneavoastră considerați necesară să o știți vis-a-vis de problema aceasta. Ne mai putem să vii la cuvânt? Prima întrebare. De ce s-au pierdut atâtea luni de primăvară până acum? A doua întrebare. Doamna contabilă, că este de față. Și s-ar putea achita ori 2200 lunar, ori 3600 lunar. Comisia de negociere. De ce? Care au fost motivele întârzierii? Păi Comisia de negociere s-a înființat în data de 15.07.2015. Da, da, când am venit în ședință, când a venit domnul Scripcaru, a venit în primăvară, în aprilie. În ianuarie. Aș vrea să intervin mai un pic, domnul președinte. Acolo, la Comisia de negociere, mi s-a prezentat un proces verbal încheiat între domnul Curelea, domnul Scripcaru și domnul Zvonică Cos, la primarul comunei Buce, în care un proces verbal evaziv care nu spune nimic. Constată dânsii că sunt pierdere de apă, mă rog, acolo au fost câteva întreruperi, 30-40 de întreruperi de apă și s-au pierdut apă și de asta s-a ajuns acolo. Concret, dumneavoastră, vă rog, chiar vă rog să citiți acel proces verbal. Procesul verbal este făcut în 15.02.2011. A, 2011, cine era primar? Proces verbal referitor la pierdere înregistrate la exploatarea conductei de apă a comunei Orcaș în Buciu și Sece Cofmetalul. Azi, 15.02.2011, reprezentanții părților semnatare, prin primar Curelea Cosmin, primar Cosma Fărică și director general Scripcar Alexandru, în urma analizei situației create, adică a pierderilor, s-au constatat următoarele cauze. Desele oprit programate și neprogramate, aproximativ 40 anual, executate de către CRAB la conducta magistrală Valea Uzului Onești, au condus la 1. Înregistrarea eronată a apometrului de plecare al Cofmetalon datorită presiunii aerului generată la fiecare oprire, care presupune aerisirea conductei. 2. Pierderi datorită neetanșietății sistemului de măsură și de închidere, adică vane, ventile, aparținând CRAB. Golirea conductei cu ciurseron pentru intervenție în sistemele de alimentare a celor două comuni. Față de cele prezentate și constatate, considerăm că diferențele de contorizare pot fi însușite de către CRAB, încadrându-se în limitele pierderilor tehnologice. Trebuie să intervin, cer scuze, vis-a-vis de acest proces verbal. Sunt mai multe procese verbale încheiate de societatea noastră împreună cu AD, Cașic și cu Buciu. Vis-a-vis de neconformitățile pe care noi le-am constatat la momentul respectiv, le-am adus la cunoștință celor de la CRAB, iar cei de la CRAB s-au spălat pe mâini, n-au să ia în calcul nicio sesizare de-a noastră, absolut niciun. Deci, n-aș vrea să fiu părtinitor și nu vreau să fiu obiectiv vis-a-vis de problema aceasta. S-au făcut demersurile necesare vis-a-vis de recunoașterea de către CRAB a acestor probleme. Au venit în teren, n-au vrut să recunoască. Mai mult decât atât, au interzis domnului Fuiorea să semneze procesele verbale pe care, de constatare pe care noi le-am făcut la momentul respectiv în teren. Inclusiv faptul că apometrul pe care l-aveam montat către Comuna Cașin era defect și nu registra corespunzător. Era o diferență de 800-1000 de metri de apă lunar, diferență de apometru. Deci, noi când am verificat apometrul de sus cu apometrul de aici, ne-au dat undeva la 32 de metri cubi de apă pe zi.
Înmulțiți cu 30 de zile și vedeți cât înseamnă. Există proces verbal încheiat cu domnul Curela, cu domnul Căpuciu, nu era de branșa la un moment dat. Era de branșa că era blindat de conduct, dar numai către dumneavoastră era adept. Sesizând aspectul acesta, cei de la CRAP au trimis pe domnul Fuiorea în septembrie, nu știu cât exact, septembrie, au schimbat contorul. Din toată povestea asta, v-am rugat, încercat să nu politizăm aspectul. Haideți să rezolvăm problema. Nu este vorba de politizare. Și chiar dacă dar, la momentul respectiv a fost domnul Cosmin primar, acum este domnul Soroiu, problema, vă rog să o rezolvăm. De asta sunt în mijlocul dumneavoastră astăzi. Și să vă dau explicații la orice problemă pe care o ridicați. Discutați cu mine vis-a-vis de problemele pe care le aveți. Sunt cel mai în măsură să vă spun cum stau lucrurile și ce măsuri am luat noi, ce demersuri am făcut ca să rezolvăm problema asta. Am ajuns în acolo cât cei de la CRAP să spună conducta care o avem este spartă, pierderile sunt din cauza neetanșietății. Am făcut 3 zile, am lăsat ca și unul fără apă. N-a fost un metru cub, diferență de sus, înregistrat în plus. Confirmați și de cei de la CRAP prin doamna de la Grăboaia, am scat cum o cheamă acum pe dumneai. Am închis împreună cu dumneai și cu dumneavoastră sau nu știu cu cine a fost atunci. Am închis sus, jos plecarea către Cașin și am lăsat 3 zile cu mâna fără Cașin. Ne-au trimis că ne facem responsabili. Da, ne facem responsabili. Și am constatat că nu există niciun metru cu pierdere pe traseu. Degeaba toate astea. Curios cu apometrele astea, pentru că domnul Fuiera spunea că noi avem un consum acum lunar de 1200-1300 până într-o 1400. Deci eu spuneți că numai acum diferența, numai deci acum pierderi sunt atât, dacă noi deci sunt eu vă arăt consumurile realizate de către Comuna Cașin în perioada respectivă. În momentul în care era blindat către mai departe. Nu mai spun de faptul că prin această blindare și tăiere de conducte, intervenția abuzivă a celor de la CRAP în această problemă, i-am rămas fără apă sus la seră. Băieții care lucrează acolo și aduc apă de acasă. Deci eu nu am un litru de apă sus la seră, în momentul de față. Vă spun sincer, fără domnul Spicaru, ne-am fost de ajutor comunii în perioada respectivă. A fost de acord că să avem apă potabilă în comun. Fără ajutorul lui, ne-am înțeles cu compania de apă, cu autoritățile locale, ne-a făcut un serviciu. Haideți să nu-l lăsăm în da, să ieși doamna contabilă aici, să vină spune. Da, numai un pic, domnul primar, v-aș dori tare mult să interveniți, că dumneavoastră, la comisia asta de negociere, ați afirmat că, de fapt, noi, Consiliul Local Primăria, a cedat această conductă către CRAP. Și, practic, ei ar fi fost cei în măsură să facă contractul, să ne sară pe mică și dacă luna ianuarie, când ați venit dumneavoastră aici, am fost de acord cu toții lucrurile, păreau a merge într-un făgaș corect și toată lumea ne-a... Deci a trecut această perioadă de 7 luni, fără să se mai amintească de această conductă de apă și acum domnul Stripar a ajuns să... S-a făcut comisia mai întâi, de doar s-a făcut comisie. Da, dar de ianuarie, de ce s-a întârziat în ianuarie până în... A 7-a, luna august, să se facă această comisie. Când noi credeam că această comisie deja s-a stabilit un preț și acum le trezim că e o altă... Nu mai puțin. Vreau să spun și nu mai puțin, dar să spui tu la urmă concluzia care trebuie. Eu sunt de acord să rezolvăm probleme. Dar întreb în felul următor, pe doamna contabilă și pe doamna juristă, din punct de vedere juridic, avem dreptul să plătim acești bani? Rețineți, nu dorim ca după ce se încheie procesul verbal și se fac plățile, să vină curtea de conturi și să spună așa cât sunteți. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Împărțim, atâția plătește fiecare. Cu curtea de conturi, scuzați-mă, nu te joci. Avem dreptul să-i plătim? Dacă avem dreptul să plătim acești bani, legal, așa, doamna contabilă este aici, doamna juristă este aici, supunem și vedem cum facem să-l ajutăm și vă dăm explicat. Că situația este arzătoare după câte se vede în prezent. Nu e normal nici să-i blocheze conturile societății. La luna ianuarie, doamna juristă a fost prezentă aici când s-a pus în discuție acest lucru. Nu mai știu cine a fost atunci. M-am uitat în caiet aici la ședință. Când primarul are... Nu mi-am notat nimic. Da. Când primarul propune ceva pe ordinea de zi, eu juridic aici, trebuie să aibă un punct de vedere. Uite, scris. 15.1.2015. Dacă Consiliul Local poate aprova ceva sau nu,
Proiectul de cu apă canal, utilizate la dar cum punem în discuție un subiect fără... Acum de vedere, domnul Grăgeanu, hai să vreau da, vă rog. Vreau să duc și discuția în altă parte. Vreau să întreb aici atât domnul Stricaru, nu politizăm, nu aruncăm pisica în curtea celorlalți. Cine este privind sau cine este privind? Locuitorii comunicași trebuie să aibă apă potitoare. Corect. Că aici, aici am un subiect diferit. Unul, cine a fost sau nu privind. Dacă întrebăm că iar nu are ce s-a făcut, ce s-a făcut în 2010, ce s-a făcut apa în 2012. E mai clar treaba. Domnul Stricaru are documente pe care aduce la cunoștință. Domnule, ăștia mi-au impus o sumă de 100, cât era atunci 10.000 și ceva de lei. Și nu s-a luat ce măsură între 2 ani zile. Domnul Stricaru a venit în ianuarie, dar nu a fost pus pe ordine, adică și proiect de hotărâri. A venit ca și astăzi, s-a prezentat și s-a, și a spus doleanțe. Nu a fost un proiect de hotărâri pe ordine de zi, în care se bat dacă este în punct de vedere juridic legal sau ilegal pe achiziția sau conductă. Acum, eu vă spun de punct de vedere legal cum stau lucrurile. M-am interesat și la punctul de domnul a vorbit, o să cer un punct scris de vedere al acestora că ăla rămâne în picioare scris, nu cel verbal ce am vorbit azi la telefon. Normal ar trebui ca această conductă să o închirieze sau să o cumpere, e crab. Fiindcă crab, subiectul crab, i-a fost dat în administrare serviciul public de alimentare cu apă a Comunei Cașin. Serviciul public de alimentare cu apă a Comunei Cașin este un serviciu public de utilitate ca toate celelalte care le reglementează cu normele ale UFC. Orice societate care își asumă și vrea un serviciu, oricare ar fi el, este obligată prin contractul de preluare și are anumite obligațiuni. Deci, CRAB-ul are obligația de a asigura cu apă curentă, apă potabilă, locuitorii comunicași. Am avut discuție azi telefonic cu domnul director Găină de la CRAB, care nici nu vrea să audă. A zis că el nu interesează, bineînțeles că dânsul poate spune ce vrea, până a proba contrariu. Cam așa sunt două lucruri. Deci, s-a deficitat, eu am dat spre lucru, doamne secretar, cu presul Monica Pornia, încă de atunci se intereseze în punct de vedere legal cum stau lucrurile, ca, ca nu cumva scădem într-o plasă, ca peste un an, doi ani de zile cu de conturi, să acele sume să fie imputate în Consiliul Local, dumneavoastră cât și mie. Deci, iată, doamna a cercetat, iată că nici asta nu știe exact dacă este legal ca noi, Comuna Cașin, să plătim aceste sume, da? Sau să putem încheia această conductă și să o dăm continuare în folosință treabului pentru a furniza apă comunicașă. Aici s-a ajuns, nu s-a dormit, s-a făcut tot felul de cercetări, dar nu s-a ajuns la nicio o chestiune de gen. Acum, spuneți cu cei de bază, care apare și domnul primar de la Buciu. Cât plătește Buciu? Nu știm, că și ei au consumat apă de conducta domnului Stricaru în perioada când s-au făcut acele pierderi, când au existat acele pierderi. Deci cum era Buciu, numai cum era Cașa. Acum, cum să vă spun eu, ca să închiriem această conductă, trebuie văzut cadrul legal și închiriatul conform unui raport de evaluare. Ca așa spune legea. Noi nu jucăm aici, nu suntem cu banul nostru privat, personal. Administrăm banul public și trebuie să îl administrăm conform legii în vigoare. Acum, vis-a-vis de apa produsă, domnul Stricaru a dreptate. Dânsul a spus că vine cu RTI în perioada respectivă când s-a produs paruba, nu consuma apă la societatea dânsului, deci la Sfieră, așa domnul Stricaru. Este adevărat. Este adevărat, da? Consuma pentru care respectivă Comuna Cașin și Comuna Buciu. La un moment dat, Comuna Buciu este debrașată, este blindat conducta la căminul de păcarea Stricarului și nu mai consuma apă și rămâne în continuare Comuna Cașin să bate acea expertiză cu apometul care ceea ce spunea domnul Stricaru. Cred că este destul de bine. Am vrut de aici primar și nu am participat la aceste chestiuni, nu am, la aceste comisii, dar am auzit și am fost informat cu ceea ce se întâmpla în acea perioadă. Deci nu-și dorește conducerea actuală a primăriei, sunt niciun formă, sunt niciun car, sau găsit local Cașă, ca locuitor comunicat să nu fără apă. Domnul Stricaru este îndrăgostit să ceară aceste sume, fiindcă dânsul nu a folosit apă în conducă la momentul respectiv, societatea dânsului, și mai mult atât a predat această conductă, a predat-o. A dat să fie o simțul comun în Cașă, cu tăiul gratuit. Și vă spun cum stau lucruri. A fost dat în 2009, când Comuna Cașă făcea parte din APASEF, nici măcar nu era Adibu. Apoi, ce se întâmplă, nu ia treabă. Apoi, în 2010, sau cam așa ceva, în 2010, fuzionează APASEF cu Reale și Nebacău și făgează treabă. Deci nu am avut o discuție asemănătoare, puncte astea de vedere, deci au fost și în ianuarie. În luna ianuarie ne-am făcut că ne înțelegem și am dus acest domn director
într-o etapă încât nu mai suportă. L-am pus pe o pistă greșită, că uite comuna ca și în afilie de acord cu închirierea acestei conducte cu un preț. Și acum dânsul are conturile blocate, fiindcă am pierdut, repet, am pierdut aceste luni. De ce nu ne-am interesat atunci la compania de Arcobacău? De ce doamna juristă n-a avut un punct de vedere scris atunci? De ce s-a ajuns în această situație? Eu, sincer, n-aș dramatiza. Adică nu politizăm nimic aici. N-aș dramatiza, dar domnul... Probabil suma asta de lunare sau anuală, dar fiind s-a făcut o sumă prea mare nouă sau comisii de negociere și s-a încercat o amânare. Deci, că în ianuarie sumă era 28.000, acum e 46.000. Anul viitor se duce la 60-70.000. Dați-o un culo de treabă. Exact. Atunci când s-a purtat discuția în Consiliul Local, și consilierul a rămas cu lucrurile de pește. Deci nu ați văzut amândouă consilieri, inclusiv și eu, bineînțeles, poate în Consiliul Local. Și am văzut atunci o... În 2010-2011, în 2010... Și am vorbit la nivel de... comunicat și atât, dar n-am avut niciun fel de soluție. În 2010-2011-2012 n-am avut asemenea discuții... Îmi pare eu, domnul Stincaru, ați anunțat primăria în 2011 după acum, acolo aveți? Deci am, am avut să mai multe documente la dosarul nostru, inclusiv vis-a-vis de aceste sesizări pe care le-am adus cu ADE primării, ca și la momentul respectiv. O secundă. S-a discutat de o închiriere în mod scris? S-a discutat rezolvarea, preluarea de câte graba... Aici vreau să vedea. Dar gravul ați văzut ce documente și ce mai am spus ulterior. Nu am vrut să-și asume nicio responsabilitate. Da. Haideți să simplificăm, doamna contabil, să poate să bani prevăzuți, faceți o adresă scrisă către curtea de conturi, să ne poată da un răspuns. În principiu, discutând astăzi, după ședința pe care am avut-o de negociere cu domnul Bunea, i-am prezentat situația și greșelile pe care le-am găsit în expertiză, urmând ca ziua de mâine să stăm de vorbă împreună și să punem lucrurile la punct, așa cum trebuiesc ele prezentate, și luni să aveți un raport de evaluare corect. Da. Și atunci aveți baza legală după care să analizați. Pentru că, într-adevăr, trebuie o bază legală de la care să porniți și la care să puteți să trageți concluzii vis-a-vis de timp. Dar v-am spus, ceea ce calculează domnul Bunea vis-a-vis de această conductă este prețul de amortizare. Nu este de închiriere. Deci ăla este prețul minim de la care societatea mea poate pleca ca și cost. Sub prețul de amortizare, plătesc eu. ANAF. Eu nu am voie să închiriez sub prețul de amortisment. Nu e. Nici noi nu putem, da. Nici noi nu putem. Persoanele care sunt economiști pot să să spună da sau nu. Eu așa știu, am întrebat și eu directorii mei economici pe cei de la ANAF și mi-a spus sub prețul de amortisment nu aveți voie să închiriezi. Poate nu primi răspunsul mai devreme. Deci nu sub preț. Peste preț, da. Dar peste preț, da. Nu sub prețul. Nu la adițul. Spune dumneavoastră. Da, Dita, ați auzit ce ați spus? Deci nu este amortizarea calculată. Da. Pentru că conducta costă 111.000, da? Da, nu e corect. Da? Spus, suma nu este corectă. Nu mă ațeava. Nu mă ațeava. Eu vă spun cum ațeava. Deci, se amortizează în 24 de ani. Așa, împărțit la 12 luni, ar fi 385 de lei pe lună amortizarea. Da. Deci nu e amortizare. Da. Nu știu cum calculează domnul Bunea, că doar că nu sunt expert să mă duc cer, da. Am înțeles. Deci nu i-am amortizat. Domnul Bunea, da. Da. Am înțeles la domnul Stricaru că a avut un proces cu CRAB-ul pe tema diferențelor de consum, așa, proces pe care, din păcate, l-ați pierdut, a câștigat CRAB-ul. Da, instant, deci a discuta acum despre aceste diferențe este tardiv. Da. Trebuie să ne asumăm pierderile înregistrate. Toată lumea are pretenția că nu politizează, dar de fapt toată lumea politizează, după părerea mea. A spune că domnul Stricaru și primarul de atunci, domnul Corel, au fost de rea credință încheiind acel contract de închiriere. Dar acum, din 2014, în 2015, prețul acestor datorii scăzând la 26, crescând la 26 la 46, acum este de total de bună credință, dar atunci a fost de rea credință că ne-au dat conducta pe spre folosință.
De asemenea, domnul Stricar, mi se pare sceptică, eu sunt sceptic în privința rezolvării probleme, pentru că dacă în momentul de față noi demarăm discuțiile în ianuarie și în momentul de față nu se știe dacă nu se cunoaște legalitatea plății noastre, văd că nu știm dacă Curtea de Conturi ne acceptă sau nu plata în baza unei astfel de contract de închiriere. Neoficial din discuțiile purtate. Spuneți-ne dumneavoastră neoficial. Nu, oficial. Ce vă spun neoficial? Da. Deci urmează ca la Curtea de Conturi să trimit o adresă. Am discutat cu echipa de negocieri și am cerut o să ceară un punct de vedere al Curții de Conturi, care este modalitatea prin care poate ca și poate să închirieze de la o societate comercială sau da. Această, care este procedura legală? Da, există procedura legală, da. Este foarte greu, adică dumneavoastră vreau o soluție chiar luni sau săptămâna viitoare. Vă dați seama cât de greu se mișcă. Problema nu este negocierea, problema este prețul. Sincer. Nu era foarte ușor de comisia să stabilim un preț. Domnul Varan a spus că nu știm. Nu știm când vine Curtea de Conturi, dacă acel preț pe care l-am stabilit, da. Mie deci, și dumneavoastră, domnul, totul este spre mine. Deci nu puteam să... Deci asta vă spuneam, sunt 9 luni, este a 9-a. În aceste 9 luni, puteam o mai bine. Deci în aceste luni nu puteam să, vorbim cu cei de la prefectură, cu cei de la Curtea de Conturi, cu avocați. Domnule, este legalitate, este legal să mergem pe drumul ăsta sau nu, să vedem ce formă găsim. Da, să zic că sunt toate un șepic, măcar că se rezolvă. Oricum, cer pe că domnul Stricaru, mâine poate să prindeze. Nu ați avut o întrebare, domnul consilier, ați aprobat dumneavoastră cumva ianuarie închirierea conducției? Nu. Nu s-au lăsat discuții. A avut nimeni și absolut primarul comunicat și domnule, vă demersul de achiria sau a plăti această sumă? Adică nu. Au fost discuții cu Jean Nicoliu, care nu s-a ajuns la niciun consens. Haideți cum mai discutăm să aruncăm și să aruncăm. Dacă în loc, partea cea dreaptă, nu politizăm. Nu politizăm. Eu nici nu vreau, nici n-am ținut subiectul ăsta. Altceva ținut subiectul, de ce nu ia mare până iunie? Dar eu zic, de ce nu-l domnitești? Că s-a fost dat valva. De ce s-a ajuns ca să ajungi de capul domnului Carlu, la mine foarte bine și a spus, domnule, mă aduci de capul treabă, dar nu eu am făcut pierderea de apă. A făcut-o cu mâna ta și cu mâna Buciu. De ce i-a plăcut dacă soluții la fel și neapărat acum că se află pentru un proces? Eu sunt de acord. Problema și problema și primară a fost foarte bine lucru. Nu e problema că cum se închiriază. Problema este prețul. Știi că noi, ca unitatea de sănătate teritorială, vă mai repet o apă, orice închiriere, orice concesiuni, ori vă facem baza unei evaluări, a unei expertize. Că când este pierdut, aplicați cu o evaluare, sub 510 fără TVA. 510 fără TVA. Și domnul, spunea domnul Tudor, trebuie 500. Cine este, cine, dacă e Curtea de Conturi, diferența ce nu plătește domnul? Că așa vedea Curtea de Conturi. Ai făcut, da, ai făcut comisii de negocieri, i-a aprobat comisii locală, legal. Comisii locală a hotărât, primarul a inițiat, dar dacă raportul de evaluare a ieșit la suma asta, voi cum dați comisii de negocieri, ai negocieri la prețul 3500? Niciodată. O negociere se face până în valoarea evaluatorului sau sub ea, ca de punct de vedere economic, nu trebuie să fie rentabil, să fie avantajoasă. Despre ce vorbim? Hai deci, ce? Da. Avem atâta clienți, mulți în noi, fieți la sfârșit, la 20 de mandat, nu? Ne-a dat banii la materiale. Deci, oricum, acest preț de 3600 de euro este nerealist. Până când se vor termina toate aceste negocieri, trebuie să... Problema e, dacă domnul Stricar a venit acum aici, v-a prezentat punctul de vedere, eu v-am spus că îți trimis la punctul de conturi, trebuie rezolvată, nu știu cum cine este vinovat sau cine este vinovat. Că dacă stăm după cine este vorba și cine este vinovat, nu vom ajunge niciodată, exact ca și ianuarie, când s-a discutat, nu s-a ajuns la ce proces. Nici de închirierii, nici de cumpărarii, nici de plată, cât de costul, asumarea debitului cât de costul local, la nimic. Haideți să dăm cu spate și să fim coerenți, să fim, cum vă să vă spun eu, fii. Este ca și ceea ce facem. Nu o să zicem, bă, la ce să demonstrăm acum că e vinovat un consiliu local sau un primar, sau e vinovat primarul nostru, nu. Fiecare și-a făcut treaba. Problema trebuie rezolvată și nu căutată decizia. O secundă. Dacă Curtea de Conturi dă un răspuns afirmativ, că putem închiria conducta, comisia este de acord. Sigur că da. Prețul. Sigur că da. Ce repede. Era cum de demarat mai de timp. Nu, domnule, că eu am făcut domnule Curelea. Eu am propus la discuția asta să se facă în Consiliul Local și dacă ați fost foarte atent, doamna viceprimar va citi fiecare consilier în parte. Nu că m-ați numit pe mine acolo un negociator. Ce ați acceptat? Domnule,
Da, foarte bine, Păi foarte bine. Eu am zis, hai să discutăm în Consiliul Local, să punem lucrurile pe față, să spunem... Dați-mi o secundă. Deci, indiferent ce hotărăște Comisia de Negociere, acest lucru trebuie aprobat de Consiliul Local. Am vrut să scurtăm un pic problema asta, să vin la dumneavoastră să vă prezint care este situația, să vă cer aprobarea închirierii acestui... acestui contract la valoare la care v-am spus eu pe o perioadă de un an de zile ca să acoperim prejudiciul creat, după care negociem altă valoare. Așa și spune în nota de negociere. Faptul că este legal sau ilegal de a încheia un contract cu noi, eu vă promit că săptămâna viitoare și nu de săptămâna, de mâine, umblu și caut răspunsul legal. Cum se poate face treaba asta între OATK și societatea noastră, în așa fel încât Consiliul Local să nu aibă nicio problemă vis-a-vis de legalitatea acestor acte, discutând și cu domnul Bunea, i-am arătat unde sunt erorile pe care eu le-am sesizat, mâine o văd cu dumnealui și le corectăm împreună, după care o să apară un alt raport de expertiză corect, din punctul meu de vedere, în care se prevadă toate cheltuielile care sunt făcute cu ocazia unei asemenea lucrări. Și atunci zic eu că lucrurile vor sta în picioare. În așa fel încât săptămâna viitoare, dacă dumneavoastră astăzi dați aprobarea închirierii contractului, să vă putem prezenta un contract de închiriere. Deci eu foarte... Nu am dat în voie, domnul președinte. Eu foarte ușor aș putea să spune, domnule, știți care e treaba? Care legală care este? Care legală este judecat, nu? Ne ducem în tribunal și ne judecăm, nu? Și ăla, legiuitorul spune, doamne, uite, sunteți... domnul Scripcaru nu are timp de așa ceva, că, cum am discutat și cu dânsul. Un proces de ăsta ar dura câțiva ani. Dânsul are conturile blocate. Dânsul are nevoie de bani mâine sau luni. Asta este problema. De asta am spus eu. Să spună fiecare consilier aici, hai să ne luăm responsabilitatea. Că e vinovat primar. Domnule, eu am o problemă cu comisiile astea. Stați să vă spun, domnul Curelea, și vă amintesc, nu știu dacă vă face plăcere sau nu. Dumneavoastră, când am plătit amenda aia către ANRMAP, de 600 de mii de lei, care și eu n-am fost de acord, s-a dus în instanță, ați câștigat-o dumneavoastră, asta e altă problemă. Dumneavoastră n-ați mai rămas primarul comunii. Iar domnul primar a dat pentru o dispoziție internă, a dat dispoziție ca să se rețină bani de la cei făcuți vinovat. Dumneavoastră nu sunteți, dumneavoastră v-ați spălat repede pe unde a spus, nu știți care treaba. Eu am avut o comisie. Domnul Curelea, eu nu vorbesc din povești. A spus așa, domnule, eu știu care treaba, eu am avut o comisie care a negociat, care a fost acolo. Așa și acum. Eu n-aș vrea ca primarul, eu nu dau cu dumneavoastră. Eu nu vreau ca primarul să spun, știți care treaba. M-am înțeles bine și cu compania ta cu Bacău, m-am înțeles bine și cu domnul Scriparu, m-am înțeles bine și cu domnul... Păi nu știu de cum v-ați înțeles bine, că am rămas în facul de 40. Mergea bine, domnul Făream, mergea, apa s-a rezolvat în mandatul meu, fără falsă modestie, apa potabilă, locuitorii sunt 400 de familii, branșa de la tot potabilă, nu s-au ajuns la discuții de contracte de închiriere. Și dacă se ajungeau la asemenea discuții, le-aș fi rezolvat, bineînțeles, de ce nu mai lăsa să termine ideea? Dacă Curtea de Conturi este de acord cu închirierea conductei, dacă Comisia este de acord cu prețul, doamna contabilă, avem bani de plătit în luna cealaltă, să spun că într-o lună de zile putem achita cele 36 milioane luna, da sau nu? Fiindcă, domnul Păleam, domnul Stricam, eu văd un punct pe ordinea de zi, tot în ședința de astăzi, știu că și salubrizarea merge rău, știu că și banii sunt cinci mai greu. De ce merge rău salubrizarea? Domnul Stricam, mai avem un punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut pentru investiția pod de trafic ușor. Eu îmi pun întrebarea ca și cetățean al Comunei Cașin. Dacă nu avem bani de pod, nu avem bani de salubrizare, nu avem bani pentru conducta de apă, înseamnă că e o problemă financiară. Trecând peste toate aspectele astea, doamna contabilă nu poate de răspunsul. Da sau nu? Avem bani de luna cealaltă să plătim închirierea conductei? Da sau nu? Facem, dar ce facem, dacă să fie nevoie? Un răspuns diplomatic. Domnul este ca trebuie. De ce nu este salubrizare? Asta fiecare își plătește. Doamne, este ca trebuie. Nu, dar mi se pare incorrect. Doamna contabilă, nu mai puțin. Doamna contabilă nu poate să răspundă acest răspuns pe care l-a dat în cele domnul Curelea, pentru că aici e vorba de Curtea de Conturi. Dacă este legal, juridic, numai răspunsului pe care îl va primi, trebuie cât mai repede făcut. Eu vorbesc din punctul meu de vedere că eu nu beneficiez de apă. Nu avem apă. A trecut luna ianuarie, eu vorbesc ca să facem ceva legal din punct de vedere juridic la Consiliul Local și să-l mulțumim și pe domnul Scricaru că a fost
un om de omenie, să spunem, atâția ani de zile. Și va rămâne. Și va rămâne. Exact. Corect. Așa zice. Așa zice. Adică că postul de dumneavoastră nu dau mai demnițe, nu dau nici indicații. Dati scoada pe mult, sâmbatii, unii sâmbatii, unii și așa mai departe. În primul rând, datoria este din 2010, nu este când primarul lui Daniel Șpățiu îți lași cu anul 2012, cu gunoaie. Fiecare cetățean are obligația de a-și plăti gunoiul. Dar în 2012, când am primat mandatul, erau datorii de 1.200.000. Dar prima dată s-a că ai zis și acum, iar în 2012 până acum știi la zi gunoiul, cu cadavul gunoi. Știți cu cetățenii comunicați, cu polița, nu s-a găsat cu noi, dar niciunul până în 2012 când am primat. Apoi este vina? N-ai văzut că este vina. Sunt documente, dar asta e altceva, nu este tot problema de fucat. Domnul Scripcaru, vă asigur că, în momentul să primi și... Păi, nu, rătim că sunt documente care îi spune, unii pleacă la polinii. Și datoria cu apă pleacă în 2010, nu în 2012. Sau când trebuie la Consiliul Local, cu nouă Consiliul Local. Când s-a ajuns până aici, una la mână, ce rost are băuierul cu zboată, hai să ne uităm bunii și cum pleacă. Problema trebuie rezolvată, dar trebuie rezolvată, v-a spus domnul Grăceanu, din punct de vedere este ilegal. Știți cine a dus sarcina, dar cu bata această problemă cu făluta cu dosi cap de legalitate? Vă spun că i-am dat sarcina și să găsesc documente, doamna secretar al Consiliului Local. Doamna Popescu Monica Vrăunia, când a venit la servici, în prima ședință, de Consiliul Local, vă rog, vă rog frumos, luați la întrebări, că ea este subordonată Consiliul Local. Doamnă, dacă primarul v-a dat sarcina să vă ocupați cu problema cu apa, cu domnul Scripcaru Bănuca, ce a făcut în 6 zile? Nu primarul, eu tot timpul am venit, domnul Scripcaru a venit mereu. Este a avea domnul Scripcaru. Domnul primar, ați spus punctul pe ei. Deci ați pierdut cu o blândă zile și omul ăsta a ajuns la o sumă de bani. Ați pierdut cu o blândă ce a pasat. Și decizia tot ea. Problema asta trebuie să fie dar. Decizia tot ea. Luați măsuri. Decizia tot ea. 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 Să mai întreb și eu ceva. Nu sunt beneficiar al apei potabile. Cu lițiere n-au conductă. Dar aș vrea să întreb, dacă ne vine un răspuns, spunem negativ în față. Incorrect. Am putea să facem un proces verbal, domnul Scricaro, cu dumneavoastră, când ne permite legea, de bun simț, și să prelungim oarecum. Și zic aici acest lucru din două puncte de vedere. Una, v-au promis cei de la Curtea de Conturi că vor debloca conturile la prima... de la prima plată făcută și în felul ăsta și dumneavoastră veți reuși să intrați în urmă. Ori este un leu sau ori este 100 de lei, e aceeași poveste. Da, deci problema stă în această expertiză pe care trebuie refăcută și să vedem care sunt modalitățile legale pe care Curtea de Conturi le are sau le acceptă vis-a-vis de această închiriere. Că închiriești și plătești un leu sau închiriești și plătești 100 de lei, e aceeași lege. Da. Nu este altă lege. Da. Recuperarea sub e importantă. Nu recuperarea. Deci recuperarea o spunem noi, acum. Da. Dar ea e o închiriere ca să poată rezolva problema din spate. Mai e să închiriezi cu un leu și alta e să închiriezi cu 100. Legea aceeași. Deci, legea aceeași, dar în momentul în care depăși calul, mi se pare o aiureală, indiferent ce așa. Deci mie mi se pare firesc, după ceea ce spune evaluatorul, așa să facem și noi. Că altfel plătiți de nesarca afaceri. Deci, cei care au fost astfel, nu este de același lucru. Nu, asta m-am spus și eu, că evaluarea trebuie să refăcută și poți să faci legale, iar numa rezultatului din evaluare să se abitește evaluarea. Da, păi da, nu că închiriam cu un leu sau cu legea pe care îți face închirierea e aceeași, ori pentru un leu, ori pentru 100. Iar problema cu închiria s-a stabilit abia în iulie. S-a stabilit la luna concurs, domnule, închirie și cu forma asta să plătim să scapim un datorie. Pentru că ce de la Creava nu i-a luat. Ea mai ca la bar. Am avut negocieri cu ei o grămadă de timp prin care să-și asume această responsabilitate. N-au vrut să-și o asume. Au spus că nu e vina lor. Cum ați discutat și dumneavoastră astăzi, scuzați-vă pe domnul Luceanu, cum ați discutat și astăzi și ați spus că ei nu interesează. Aceeași problemă s-a pus și la momentul și am gândit bine în acest sens. Deci, am un dosar așa, pe colegul meu, jurist, a venit astăzi cu el în Bașca, pe care am spus doamnei vice, că o să-i fac o copie de guvern ca să vadă și noi că s-a muncit. Nu n-a stat degeaba. Aș vrea să vă spun ceva și să vă aduc aminte la tot cei din Consiliu, așa, că această problemă cu Crabul, Bacău, cred că o ședință, da, una nu, avem de aprobat câte ceva pentru ei. Nu există într-un an de zile să nu avem măcar 6 luni într-una din
într-una, adică jumătate din an, să fie cuprinsă ceva pentru CRAB. Iar acum a constat, da, un împrumut, să le mărească sumele de bani, să le taxeze mai mult la apă, să fel și fel și fel și fel de chestii cu acest drum găină, am înțeles? Pentru că nu te-am cu copuș. Așa. Da. Și am constatat și în ședința de azi același lucru. Că CRAB-ul creează probleme. După câte l-am înțeles și pe domnul Scricară de ceea ce a spus, și pe Dan, CRAB-ul ar trebui să plătească banii ăștia și l-au refuzat total. Inclusiv au și avut proces și au și câștigat. Îmi pun întrebarea de punct de vedere juridic. Cum au câștigat, doamna? Vă spunem cum au câștigat. Au pus pe cei de pe 22 decembrie să dea declarații cei de la Apa Canal, da, că au fost branșați în punctul casere. Așa au câștigat. Așa au câștigat. Locuitorii comunicași. Da. Ei, atunci să-i punem pe cei de pe 22 decembrie, dacă avem o asemenea declarație la dosar, să plătească. Da, dacă greșesc, ce scuze. Asta ce să facem. Măcar o parte. Măcar o parte. La paușal. Și atunci recuperăm sumele de acolo. Că am înțeles că 22 decembrie a funcționat cam un an de zile fără contoare. Fără apometre. Fără apometre? Păi, dar eu am dat acord situația cu branșa mea, dar nu știu unde stai, la urmă, să la urmă. O branșa are cu bucurioarea să faci. Eu îmi cer scuze. Dar vom căuta ca să facem... Mintea mea este să găsim o soluție să o rezolvăm. Pentru că, sincer vă spun, sunt pus într-o situație incomodă și neplăcută față de comunitate. Da. Domnul Scripta, o ultimă întrebare. Vă rog. Roșu mă numesc, sunt consilier local. Aș vrea să vă întreb dacă în perioada următoare vom analiza noi această problemă. Dacă locuitorii comunicași vor avea conducta. Eu n-am întrebat. Decât o singură dată pentru a verifica conducta. Dar ce convenie există? Nu, eu n-am întrebat apa decât dacă să verific dacă conducta este etanșă sau nu. Atât am întrebat apa. Două zile sau trei zile. Când am constatat că nicio diferență, deci nu era nicio diferență sus în apometru, de la citire până peste trei zile. Atât a fost întrebat. Și se fac cu glumă, nici să nu trebuie. Eu sper să nu trebuie. Eu sper să, dar și cred în această problemă. Într-adevăr, vina mea aparține, pentru că n-am fost mai insistent înainte vreme și îmi recunosc vina, pentru că dacă aș fi făcut lucrurile astea, nu mai insistent îmi fac astăzi lucrurile. Am plătit să taie pe os în momentul de față la mine și n-am soluție. Dar eu vă rog să aprobați închirierea ca să, lucrul să fie făcut. Să nu mai așteptăm o nouă ședință de Consiliu Local. În așa fel încât eu săptămâna viitoare, când aduc baza legală asupra căreia se poate face închirierea, inclusiv partea de expertiză tehnică, să putem încheia contractul cu primăria Cașa. Dar dați-mi voie să vă mai spun și eu ceva și scuze că v-am întrerupt. Vedeți, dumneavoastră, aduceți dosarul. Dar trebuie și Consiliul Local, contabilitatea juridică, așa, să facă și, să aibă și răspunsuri. Că noi nu putem să aprobăm. Pe conturi poate să vă dăm răspuns în 30 de zile. Așa. Eu mă străduiesc să vină să vină. Da, dar pe numele Consiliului Local. Pe numele Consiliului Local. Exact. Baza legală trebuie făcut aici. Așa. Noi suntem de-a avut chirierea, dar nu avem prețul. Nu, atenție! Domnul Scripară s-a ocupat de ce v-a zis în sub, vom primi răspunsul la fătă de contul, în ce fel și prin gata, dar faceți negocierea, atenție, că nu chiriere, după ce va face negocierea cu proiectul respectiv, el va fi pus în ședința puțin local, prin proiectul hotărârii, pe aprobare. Și atunci va fi mai mare pe aprobare. Da. Dar noi avem cum aprova în ședința. Acum ședința asta s-au putut și discuții. Facem o ședință extraordinară, cum avem hârtiile imediat și lucrurile. Să vreau să vă facem ședință. Când avem negocierea terminată, așa vă facem o altă ședință, tot extraordinară, prin care vom aproba cu statul local suma de ședință. Suma pe care v-a stabilit curtea de lor. Este bine? Care va stabili evaluatorul. Dar nu va dori să renunțe la această sumă. S-au făcut trucurile astea și nu ne lăsați să demultim un sec. După discuțiile purtate, dumneavoastră ține de suma asta. Deci ce v-am spus, suma este justificată de faptul că această sumă încheie, acest exigiu îl încheie într-un an de zile. Nu pot să mă duc foarte mult cu
această perioadă decât dacă Consiliul Local și Primăria Cașin își asumă această prejudiciu. Dar a-și asuma această sumă este nelegal. Și atunci nu puteți să vă asumați această sumă. Exact. Da. Și singura soluție este acest preț pe care dumneavoastră să-l aprobați, pe care noi să-l prindem în contractul de închiriere, în așa fel încât să stingem această problemă. Nu e, după mine, nu este altă soluție legală decât această închiriere în baza unei evaluări și a aprobării a legii pe care sper să o găsesc la, la Curtea de Conturi. Mulțumim, domnul Picaro. Așa. Poate mai lăsați un pic din, din preț jos, 400, 600, vedeți. Nu, dar e valoare ce face. Eu vă întreb altceva. Ce scuze că vă întreb? În cazul în care vă rămâne să plătesc banii ăștia, considerați că e corect să-i plătesc eu? Sau atunci o să ziceți, dacă așa s-a întâmplat, îmi pare rău pentru dumneavoastră, asta e. Nu? Nu cred că o să plătească niciunul dintre consilierii locali vreo sumă pe care eu o să trebuiască să o plătesc Cragului. Nu cred că o să fie unul să vină să-mi dea un leu. Indiferent că se numește Curelea sau că se numește... Domnul primar, ce rol e? Da. Care a fi perioada asta de amuzare? Eu am pus un an de zile. Ba, putem lungi dacă nu la preț. Păi, dar așa spus domnul mai... Lunge. Domnul vrea să recuperă... Dumneavoastră puteți să aveți un leu în buzunar? Ce Dumnezeu? Puteți merge în oraș dacă nu aveți un leu în buzunar? Puteți plăti salarii sau plătiți ceva? Eu sunt în situația asta. La mine a ajuns cuțitul să taie osul, înțelegeți-mă? Românește ce spun. Nu vorbesc prostii. Puteam să închid apa și să nu aveți astăzi apă și atunci, cu siguranță, astăzi ați votat încheierea contractului. Nu vreau să merg pe poziții de forță. Dar sunt mort. Ce spun? Da. Mulțumim scuze, ați făcut și la greșire. Ce scuze cu atât greșire, dar credeți-mă că mi-e foarte greu. Da. Atunci să trecem la... Bine, situația e foarte critică. Evaluarea lor asupra terenului. Mai mult de 1200. Da, cum? El nu-și poate recupera banii din 2 zile. Eu vă spun așa ceva. Noi de la ora 11 până la ora 2, continuu s-a discutat. 3 ore, 4 ore, s-a discutat la chestia. Doamna Gabi. Recuperați un moment în 2 zile. Da? Dacă. 46, împărțit la 12, și 833 pe lună de viață. Pe 1800. Ori evaluatorul nu poate să scoată 3833, sunt nicio formă. Haideți că știți și datele tehnice, tehnice i s-au dat eronat, domnul Bunea. Aici trebuia, domnule, trebuia să iei un caiet de sac, nu știu ce trebuia să iei. Sunt de acord cu Dumitale, a scos la 510. Păi nu se va, se va dubla, dar nu se va tripla sub nicio formă. Nu, eu vreau să spun, dacă datele tehnice erau reale și domnul Scripcar nu știu cu toate adifiri, el a și văzut acolo ce condiții de 300-330, ce grosime, nu știu ce, el era foarte... S-au făcut un pic de valoare, s-au făcut așa, s-au dat niște date, cred că prin telefon. Nu s-a citit o documentație, o chestie, hai să spun. Eu i-am propus 2 ani și jumătate. 4-6 de luni, la 30 de luni. Și a fi fost 1533, zicem că... Doamna Gabi... De aceea am avut discuția în Consiliul Local. Eu i-am propus acest lucru. S-a făcut. Acum. Și a zis că ar fi de acord. Bun. Vedem evaluarea care o face... Nu i-am spus suma. Mi-am spus așa. Un contract încheiat de bun simț, care să ne încadrăm în legislație și să putem face față, dar datorită faptului că el a venit și a spus că, virgulă, Cravu a câștigat acest proces prin faptul că cei din 22 decembrie au semnat toți că au consumat timp de un an apă fără contoar. Dar nu de la noi, au zis că au fost legați la unedil. Nu, 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 de la noi, așa? În conducta care mergea la seră. În conducta care mergea la seră. Da, da. Noi putem ca, în baza acelei adrese, care este bază, nu suntem, dar o putem obține. Doamna juristă știe cum să ia dosarul. Da, acea adresă și în baza acelei adrese care s-a dat, a dat o hotărâre judecătorească, cei din 22 decembrie împărțim pe un an de zile cât a fost cantitatea de apă păcată și cum să plătească. Așa vă corect. Nu putem noi. 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 Nu putem noi.
penalități și majorări. Exact. Deci, după orice zi care trece, e penalitate. Vă rog să vă spun 10 la ordinea de zi. Da, da, da. Da. La punctul 1 cu ordinea zi avem rectificarea bugetului local. S-a primit înainte de la aceste rectificării, vă informez că s-a primit la verificare la Ministerul de Finanțe suma de 134.000 de lei în sumă de facate de via cu rectificarea bugetului local. S-a primit la Consiliul Județean pentru drumuri suma de 37.000 lei și s-a mai primit din sume de defecate din TVA pentru defalcarea activărilor descentralizate suma de 30.000 lei. Această sumă se duce la școală Nicolae Cuslaru pentru plata motorilor de Căpălești. Expuneți motive. Excepționatul Soroiu Daniel, primarul comunei și ordonator principal de credite, propune rectificarea bugetului local pe anul 2015 după cumul pe an. Se majorează veniturile bugetare pe anul 2015 cu suma de 211.000 lei, după cum urmează, sume defalcate din TVA pe drumuri cu suma de 37.000 lei, sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate cu suma de 30.000 lei, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 2.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 132.000 lei, și venitul proprii amenzi cu suma de 10.000 lei. Cu aceea sumă se majorează și cheltuielile bugetului local, după cum urmează. La capitolul 51.02, administrație publică locală, cu suma de 34.000 lei, pentru acoperirea unei părți din mărirea salariilor cu 12% a aparatului propriu al comunei, începând cu data de 1.07.2005, precum și pentru completare la cheltuielile materiale cu sumă premierea Prișoarei Lenția Adelina și pentru cheltuielile curente. Gaze, telefon, apă, tone, hârtie, steroi. Capitolul 6502. Învățământ cu suma de 30.000 lei pentru plata unei părți din hotărârile judecătorești. Capitolul 7002. Servicii de dezvoltare publică cu suma de 10.000 lei pentru proiect amenajare teren școală Culița. Capitolul 7402. Mediu cu suma de 10.000 de lei pentru activități pe linie de mediu și ecologizare. Capitolul 8402. Drumul și poduri, cu suma de 37.000 lei, cheltuire materiale pentru reparații proiecte pe drumurile comunale, precum și pentru proiect modernizare drumului de interes local, proiect extindere trotuar și 90.000 lei pentru completarea sumei necesare pentru decontarea lucrărilor executate la investiția construire pod autotrasă cu șoși pe dumneavoastră, punctul de box stadion. Vă citesc punerea motivului, fiindcă este mai complexă. Vă duci fiecare capitol și sumele care au fost propuse de alocare și sumele primite. Domnul primar, e la oară spun când se rectifică bugetul să avem și noi câte un exemplar. Chiar vă rog, nici nu pot. Am încercat să notez aici, ce să notez, hotărâri, judecătorești, nu? Haideți să intrăm și noi un pic aproape. Să vedem, să discutăm, prin aprobarea unui buget, fiecare să aibă în față o chestie bună, ca când îi bugetul, să fie fiecare în față cu hârtie. Nu spun, nu vă cere mapă că să cheltuie prea mult bani, da. Dar o hârtie. Domnul Dan, mulțumim frumos, o să primiți imediat la doamne și la atunci și potrești și punctul 2 pe ordinea de zi. Da, cu mult dorul primat, care vă prezenta punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind contractarea în comun pentru investiția, construire pod, autotrafic cu șoși pedonal, peste părâul Cașin, în punctul Năzboc, stadion, cod special, stat Cașin, comuna Cașin, din Subatău. După cum bine știți, avem o curs de investiții în curs de implementare, construirea unui pod autotrafic cu șoși pedonal, peste părâul Cașin, în zona cod special, stadion. Acest proiect a fost licitat și negociat la suma de aproximativ 80.000 de euro, 84.000 de euro, 77.000 de euro cu cofinanțare la Uniunea Europeană prin licitat. GAM Valea Totușului, licitații, orice proiect, licitații direct de domnul Culerea, nu trebuie să vă spunem, sau cu licitații prin deschidere de oferte. Deci orice agenție facă, face licitații. E diferență. Ori sunt oferte, ori e citat. Și la aia totul să se citează, profesor, nu? Da, bine. Nu mă văd că vreau să-i și patru ori frumos. Vreau să mă ajut, vreau să fie potrivit. Așa. Pentru această lucrare, noi avem în bugetul local suma de 90.000 de lei, acum am prins pentru plata acestei lucrări, iar trebuie achitată, cum am achitat stadionul tot, apoi va fi o singură tragere de plată de la Afil Iași, care va avea loc depunerea trageri de plată cu cel târziu 30 septembrie.
bani care îi vom primi înapoi, cei 77.000 de euro care noi acum îi achităm, până cel târziu, 31 decembrie, anul curent. Exact m-a pus la stadion. Am negociere de plată, termin de 90 de zile, exact ca nu știu ce ar fi, am primit la firă partea lor de 50.000 de euro. Dar tot într-o tranșă? O singură tranșă, fiindcă este mult mai simplu. Ne-a spus că o să căutați în așa fel ca să... Da, domnul Oleanu, doma este foarte mic, nu este atât de mare și este mai bine o singură tranșă, fiindcă documentația, nu știu dacă l-ați putea cu altă, o să vă chef, să vedeți ce înseamnă, o documentați pentru o tranșă plată. Dar totuși ne-a dat un avans, a firmei ne-a curat un avans de 40%. Deci a curat și un avans de 40%. Știți că a trebuit scrisoarea de garanție a FNG-ului, de Fondul Național de Garantare la statului, pentru această, pentru acel avans. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 179.500 de lei. Primarul Comunei Caliniții Bacău, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64 pe 2007, privind datoria publică, modificările și prevederile ulterioare, corporate cu cele ale capitolului 4 din legea numărul 273 pe 2007, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele alte hotărâri Guvernului numărul 9 din 2007, privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare. Țin seama de prevederile articolului 41, aliatul 4 din legea numărul 24 pe 2000, normele tehnică legislativă, precum și elaborarea actelor normative descurcate cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare prevederile articolului 9.8 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199/1997. Țin seama de prevederile articolului 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții, luând alt de raportul compartimentului resort din cazul aparatului de specialitate a primarului, înregistrat sub numărul 6744 din 1.9.2015, constatând necesitatea de asigurare resurse financiare pentru realizarea instituțiilor publice de interes local, acolo documentație tehnico-economică, notă de fundamentare a fost aprobată prin notarea Consiliului Local numărul 38 din 28.7.2014, privind aprobarea implementării proiectului de investiții prevăzută în anexă la prezentă. Propune. Articolul 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 179.500 lei. Articolul 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face prin realizarea investiției publice de interes local, construire pod autotrac cu șoși pe tunal, pe sectorul Cașin, în punctul Nărgoc, stadion Popliceac, sat Cașin, comuna Cașin de sub Batoco. Din bugetul local al UAT Cașin, comuna Cașin se asigură integrat la serviciul anual al datoriei publice locale. B. Oricărui impus stația preiente realizării obiectivului investiții de interes local. C. Alte cheltuieli neeligibile ale finanțării la postabile menționate la articolul 1. Articolul 4. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de cliente are obligație să publice pe pagina de internet a UAT comuna Cașin următoarele date. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și a orice modificări sau completări ale acestea. D. Valoarea finanțării la rambursabile contractate, garantate în valută de contract. C. Gradul de datorare au atelier comuna Cașin. Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile. Dobânzile, comisioane și orice alte costuri aferente fiecare finanțări rambursabile. Plățile efectuate din fiecare finanțare la buzare. Date prevăzute la aliatul 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru, pentru trimestrul expirat sub sancțiune prevăzută de lege. Articolul 5. Se împuternicește domnul Daniel Soroiu și doamna conjucară Marcela pentru derularea operațiilor din codul de împrumut. Articolul 6. Cu aducerea de plinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul UAT comuna Cașin. Articolul 7. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului OAT, în termenul prevăzut de lege, primarului OAT, prefectul județului Bacău, se aduce la cunoștință publică prin publicarea în monitorul oficial al OAT comuna Cașin, precum pe pagina de internet a primăriei Cașin. Pe noi, practic, astăzi trebuie să fim de acord cu date tehnice cu banca, cu ce bani se face și cu totul. Domnul președinte, i-au dat să vă zic. De acord, la vizat, la vizat. Apoi, cum vă vorbim la vizat.
Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică și Sociale, Buget Finanțe, Amenințare Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 Legea Administrației Publice Locale 2015-2001 republicată, arzăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Și la punctul 2, același raport de avizare, deci aceeași comisie, analizăm proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind contractarea împrumut pentru investiția construirii pod autotrafic ușor și pietonal peste râul Cașin în punctul Nălboc Stadion Podbriceac, sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău. Conform prevederea articolului 44 Legii Administrației Publice Locale 215/2001, republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim, domnul Băneanu. Au trecut în revistă cele două puncte de ordine de zi. Vă rog să vă invit să luați. Copilul nostru era. Să mai spui cineva la cuvânt sau... Nu, ne spui să mai spui. Mă doresc că să mai spui. Adică că nu, chiar nu vreau să politizez, că nu vreau să transmit de asta, că e și o cameră de la VTR și vreau să politizez ședința de Consiliul Local. Dar în anul trecut am mai primit o invitație cu hotărâre privind contractarea unui împrumut bancar pentru investiția în teren de sport. Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Lăsați-mă să termin. Eu nu înțeleg. Aveți certitudinea? Nu, nu știu ce. Știți, ați auzit vorbe. Nu, nu s-a fost ședință. Dar hotărârea de Consiliul Local am dat-o. Că suntem de acord cu împrumutul bancar pentru perioada de necesar. Dar asta nu mă întrerupeți. Dar nu mă întrerupeți, domnul doctor. Da, zi. Deci eu spun de hotărârea în sine, de Consiliul Local. Că s-a cerut către Consiliul Local un împrumut bancar pentru terenul de sport. Acum primim invitația că proiect de hotărâre pentru contractarea unui împrumut nu mai scrie bancar, un împrumut. Concluzia este că e un împrumut bancar. Posibil că nu se va face nici asta, doamna Tisu. Dumneavoastră dați niște răspunsuri diplomatice. Nu știți ce bani aveți, nu știți dacă se face împrumutul, dar noi dăm o hotărâre de Consiliul Local. N-am dat cu parla, eu spun. Să cer un împrumut bancar pentru pod pietonal, nu sunt bani, de 179.000 de lei. Probabil se va face împrumutul, probabil nu se va face. Dacă nu vă mișcați repede, nu-l facem și pierdem. Dar noi, doamna contabilă, știu că s-au făcut rectificări, Consiliul Județean Bacău, mai primit din localități niște bani, chiar nu mai avem 179.000 de lei să facem o plată pentru un pot. Trebuie să avem aproape 500.000 de lei ca să facem plată. Da. 500.000 de lei. Deci restul e avem. Asta e suma tare noastră. Știu că să facem un împrumut bancar, că în voi vor instituții facem un împrumut bancar. Am auzit, eu în mandatul meu n-am comutat. Dar doamna, dacă nu am întrebat. Dacă nu vreți să facem bancar. Dar votăm. Dar lăsați-mă să spun. Răspund punctul de vedere și după aceea votați. O să treacă. Doar să vedeți mai mulți aici, nu sunt numai eu. Eu spun. Zic și eu, întreb și eu, nu știu. Să vă face, să vă face, să face un împrumut bancar, să face cu să girească cu ceva. Nu să girează, scrie în hotărâre că nu se girează. Să face eșalonat cu un an, cu jumătate deci, de an. Deci împrumutul bancar se face pe cel mult 7 luni, dar nu mai mult, data când da. Primim banii în cont. Să deci pune... când primim banii de la AFIR, tot în ziua aia trebuie să-i transferăm. Va fi o dobândă? Nu va fi? Va fi dobândă. Cât va fi dobânda, cât de mare, cât de mic, da, sau am deci, spus niște lăguri. În jur de 10%, dar noi să știm când nu facem contractul cu banca, trebuie să dăm o hotărâre de Consiliul Local fiind de acord și cu deci, plata către domnul primar, trebuie să avem bani și de, eu știu, de 50 ani de sătorii s-au mai făcut în... Au fost aprobați. S-au întâlnit manifestația aici? Nu. Eu așa am anunț. Când, da, domnul Băreanu, știu că ne-am informat într-o ședință anterioară că de zilele comune vor veni și cei aniversați să primească acele sume de bani. Dacă vreți să vă informez, n-am făcut de zilele comune. 1 octombrie, domnul Șurerea, este ziua persoanelor vârstnice internaționale. Și cu ocazia asta, aș vrea să primiți un cadru festiv la Cărnul Cultural și Părăviști, cu dumneavoastră, vreau să spun la urmă.
să participat la acea ceremonie, prin care acele persoane vârstnice care au primit cinci de ani, vor primi suma aia tot din 3.000 de lei. Noi așa am avut informația, că de zilele comune, nu știu, trebuie să vă deranjeze că reamintesc sau... Eu trag o concluzie că sunt bani puțini și nu ne ajunge să ne întindem. Văd că ești fata Adelina care a beneficiat de... Deci fata a exprimat dorința de a bani începe la talent. Cu atât mai bine. Eu de asta mi s-a părut așa, în primul rând, că nu știam de unde să facem un împrumut. E diferit o hotărârea de Consiliul ca față de stadion. Al la stadion am fost un împrumut bancar, aici un împrumut. Mă gândeam că faceți un împrumut de la... De la domnul Brevii să plătească terenul. N-am să ai. Ați înțeles așa ce am zis? Nu am zis că n-am avut așa o... În expunerea domnului primar, acolo eu așa am înțeles, se mandatează primarul comunei, persoana domnului Sotoriu Daniel și a doamnei contabil Cotrogaru Marcela, ca să ne reprezinte, ei o să se ducă la bancă și vin cu amănunte după ce am cu alte ședințe de bancă. Da, dar noi votăm, credeți că mai primim amănuntele? Păi eu zic că trebuie să vină să ne spună cu ce dobândă luăm, cu noi aprobăm de principiu ca să facem împrumutul, să ne terminăm acolo lucrarea. Dar nu că acum dăm o voie primară să facă mai mult decât poate venim care din capul celălalt. Apropo de chestia asta, va fi și o luată de grație, de reglată și fără dobândă. Și noi dacă ne mișcăm destul de repede și destul de bine și până pe 30 septembrie depunem cererea de fapt către APIR 5 aprobă, e posibil nu în decembrie să luăm banii de la locuță, nu chiar și în octombrie, când decembrie este lună și pentru voi care cu închidere de an și și ei sunt grăbiți să dea aceste sume, să închidă proiectele, că acești bani sunt de învețe PNDR. Deci nu este din nou PNDR 2014-2020, 2020 este din PNDR-ul 2013. Corect. Și ei sunt și ei grăbiți să termine să consumi acești bani ca au terminat și ei 31 decembrie. Și atunci e posibil ca noi să plătim la acești bani nici măcar o lună zi de dobândă. Ceea ce e modic. Să vă mai aduc aminte, mai zic domnul Dan Băleanu, cu parte de un consiliu local în anii 90, când s-a făcut, când n-a fost încă și investiții în mandatul trecut, ca să poți face împrumutul. Ei, în 2004 a avut loc acea investiție în Salvatru, s-a făcut unul la Ulița. Corect. Acea investiție a fost achitată prin un grup bancar făcut de primul consiliu local ca și la BCR, până la ultimul neuz. Și când s-a primit banii la Salvatru, s-a achitat la BCR. Doar la trebuie să confirm. Astea sunt fonduri europene, vor banii înainte, sunt investiții banii care se trăie. 10 miliarde a fost. Atunci e împrumutul. Și n-am fost probleme. Și ca să ne încheie cuvântul, că da, s-a întrebat ce să mai zic la cuvânt și vă las cu dumneavoastră să vă... am înțeles, să împrumutăm niște bani pentru pod pietonal. Am văzut că și Oneștiu a primit, i s-a fost alocată suma de nu știu câte miliarde pentru reabilitare drumuri orășenești ce au ei acolo și noi am beneficiat un lucru bun pentru comună. Că, dar am văzut domnul Sunu... Să nu-ți bani bine. Cum? Nu-ți bani bine așa. Nu, 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 așa că nu-ți pare bine. A zis în glumă, nu. A zis în glumă. Dar nu pare bine. Nu, nu, că să fac întreba pentru că n-ați fi preferat, dumneavoastră să aveți în fața Mâșu, doamna viceprimar, Văleanu, Fonică Geandră. E, cam, domnul, cam o frânere, nu, lăsați-te. Dar domnul Văleanu, stați un pic. Să vă spun cum sună hotărârea, ați văzut hotărârea de la Ministerul Dezvoltării? Alocarea de fonduri de la Ministerul Dezvoltării? N-am văzut că vă spun eu acum, domnul Voleanu, că am mai discutat și cu alte localități. Vă informăm că prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Locale a fost alocată suma de următoarea propoziție. Vă rugăm să solicitați transferul sumelor pentru serviciile, bară, lucrări efectuate. Da, 20 de mii. Stați așa, stați că știu, ei știu răspunsul. Au bănuit întrebarea. Eu n-am zis că e un lucru bun. N-am zis să fim, eu sunt și-o mai precaut așa, mai... Încerc să... De suma, deci al colegul. Alte localități n-au început lucrările, alte localități le fac licitațiile. Alte localități n-au început lucrările. Asta e o licitație făcută? Da. Știți de ce? E an preelectoral, apar
diversi politicieni, președinte Consiliului Județean Bacău, nu ne să transmite, nu sunt informații transparente. Noi vrem, nu vrem să avem probleme, eu știu, mai târziu să avem o surpriză că nu s-au achitat banii, sau că n-au ajuns, sau că firma respectivă nu și-a luat banii de la Ministerul Dezvoltării, sau că pe... Banii nu, știți, domnul Băreanu, uite, banii nu sunt bani. Sunt la mine. Vino cu facturile, știți cum e, vino cu facturile și când termin lucrarea, vii și-ți dau bani. Dar poate când termin lucrarea, domnul Ponta nu mai e la guvernare. Eu știu, poate e altcineva la Ministerul Dezvoltării. Eu... Dar nu stați, doamna Fitoată. E semnat cu statul. Să vor merge în instanță. Să va merge în instanță. Dar nu știți dacă o să ne dea banii. Subiect care vreau să vă informez. Da. Săptămâna viitoare o să vă invit în joia viitoare la o ședință. Da. La rectificare. Deci, prin ordinul de ministru 55 al Ministerului Dezvoltării, nu al domnului Ponta, al Ministerului Dezvoltării, s-au alocat niște sume de bani pentru proiectele depuse de anul trecut și aprobate pentru modernizarea drumului teren local, care și comuna Pașul noi, anul trecut am făcut acel proiect, l-am depus, ni s-a dat anul urma banii de proiectare, suma de 90.000 de lei, iar anul ăsta am primit bani și prin execuții. Am avut grijă și am vrut în așa fel să nu băgăm niciun ban la execuții din bugetul local, ca toate cheltuielile să fie eligibile, să fie de la guvern, fiindcă știți situația bugetului local, Cașul este foarte mic, și abia ne descurcăm cu investiții mici. Prin locul 55, comuna Cașul a primit o sumă de 1.960.540 de lei. Deci fără vreo 40 de milioane, 20 miliarde de bani vechi. Bun. Atenție. A primit? Da, voi. Atenție. A primit? Da, atenție. Da, atenție. Voi să vorbesc. Colaborat cu ordinul 55, vă aduc domnul fie că, ca să domnul să nu știe, vă aduc fie că miercuri se nesc pe alta tradițională, cu bani. Și de-aia trebuie face și rectificare. Ca să fie din asta niște. Este foarte niște. Conform ordinului de ministru, s-a dat ordinul de cerere la lucrării construcțiului al corect care a câștigat licitația pentru aceste drumuri anul trecut. Noi, da? Da. Miercuri sunt invitat la ora 10.30. Sala Ședințelor Consiliului Județean pentru a semna actul adițional la contractul inițial, că dacă acum orice sumă care primim, semnează cu un act tradițional. Contractul inițial rămâne cel care a fost semnat anul trecut cu Ministerul Dezvoltării cu o perioadă de 3 ani, 2014, 2015, 2020. Practic, această investiție în anul 2016 trebuie ca Ministerul să dea bani să fie încheiat. Noi am văzut că am primit cele 20 miliarde, practic am primit și aceea de lucrare. Valoarea de execuție acestor lucrări este de 38 miliarde. Proiectarea inițială a fost de 45 de miliarde, dar în urma licitației, a scăzut la 38 de miliarde. S-a licitat pe puțin. Deci, nu e nicio problemă de genul. Vă dau exemplu onestru, au primit și un bun cipionești 15 miliarde. Dar ei nu au nici măcar licitația făcută. A, colaborat cu ordinul 55. Are fapt licitație. Dar nu mai au timp pentru că. Dar vă duc și mai timp. Nu mai au timp pentru ce. Dați-mi voie să vorbeți. Dați-mi voie să vorbeți. Doar ce fac. Dați-mi voie să deci, coroboară de ordine 25, domnul ministru Pontasă, atenție, domnul ministru Ponta, voi dau ordonanță de guvern. Nu pot să ridic numărul ca să nu greșesc. Prin aceea ordonanță spune, beneficiarii programului PNDL, diverse lucrări și de alătare cu apă și modelizări și mai departe, care vor primi sume pentru execuții la lucrări în anul 2015, până în data 3 septembrie anul 2015, acele sume, dacă nu vor fi cheltuite prin lucrări respective, vor fi luate și realocate la cele unități administrative teritoriale care vor fi în stare să costă acești bani. Atenție! Norocul nostru este cu construcția sau cu treabă. Dacă Dumnezeu va ține cu noi și timpul va fi bun și vom termina aceste lucrări până în 30 septembrie, imposibil ca în anul octombrie comuna Cașul să beneficieze din de sau mai mult sau puțin. De bani. Când trebuie să zic, cei care nu au nici situația, vă spun sincer, că nu au timp să cheltuie bani, când au când. O licitație, cum a 20 de zile, va poți să ia ca unul. Până să organizați. Vă rog, domnul Rau, nu ne interesează de așa, dragă domnule, joia viitoare vă invit la un nou și să lucrați. Aș vrea să rămânem ceva, dacă îmi permiteți. Haide, dacă mi-a zis să poftim, să vedem. Rectificare bugetară. Suntem bineveniți, a dat un bani, felicitări. Atunci îți faci, aprobăm, facem ceva pentru oară obligată. Împrumutul bancar. Cum a fost și la stadion, așa văd eu,
se întâmplă și aici. Trebuie să facem acel împrumut, executăm lucrarea, începem să o executăm și până în luna X vor veni cei 77 de milioane de la Uniunea Europeană, banii de la AFI ăsta îi băgăm direct acolo, scădem împrumutul bancar și ce ne rămâne continuăm lucrarea. Eu așa văd. Așa s-a făcut și cu stadionul. Da. Punctul 3. Punctul 3 l-am discutat destul. Trebuie făcut cumva să împăcăm și capra și varza, scuzați-mi expresia. Nici omul ăsta nu vine să-l punem să plătească atâția bani, că e și nici o societate comercială și nici comuna Cașin să rămână fără comuna, adică satul Cașin. Păi, ce e legat, domnule. Da. Și legal să fie. Eu am spus de la început. Legal. Bun. Asta, sunt de acord cu toate problemele, că nu are rost, că ne batem între noi pe o chestie care nu merge. Dar vreau să întreb altceva. Am discutat în ședințele trecute, referitor la acestea, asfaltarea acestor ulițe. Rămâne așa cum ați discutat? Toate ulițele să se asfalteze? Proiectul care este implementat acum prin fondul guvernamental cu program PNTL, da. L-ați aprobat anul trecut, da. Și sunt stabiliti drumurile care s-au stabilit un proiect, care este proiectat. Da. Este varianta Cașmului Tălcău, în curița strângeați drumurile locale, cu o lungime de 1,80 m, și mai sunt câte 800 metri de asfalt, se vor executa în zona Crășești, pe strada Primăverii și pe strada 22 decembrie. Aia merită, aia chiar merită. Noi am trecut, am împărțit acești 5 km, am împărțit acești 5 km exact cu un părinte și împarte la copiii lui. Avem 3 Cașuri, practic, aia s-a dat Cașin și s-a dat Culița. Dacă Cașin a băgat 2,5 km Tălpăun, a băgat în Culița, la fratele cel mai mic, 1 km, ca să e normal. Și la zona cealaltă, când era decât adresat. Dar în viitor apropiat va fi un dar știți de ce v-ați întrebat? Pentru că m-am trezit cu niște întrebări de la consătem de acolo. Da. Domnul, eu nu beneficiez pentru că eu am casa de întâmplare la stradă. Domnul Bălean, au făcut la școală intrarea, au compastat, au curățat și au sărit direct la ulița de la Seba de acolo. Și care duce în spate. Ulița de la Vizirul n-a mai făcut. Păi, domnul Luceanu, l-ați văzut de ce? Când vorbeam prin DT, a fost, s-a dat oamenii mă măsuri, dar s-a dat pe drumul. Stați un pic, nu drumul fundat. Deci, atenție. Păi, dar toate drumurile se fundă, nu? Și ăla de la Seba se fundă. Drumurile care fac legătura cu instituții, se trebuie de școală. Da. Așa e legătura cu instituții. Drumurile care face legătura cu drumurile care duce vicinale, mai departe, nu drumul care se fundă, la vizită, deci va beneficia și el. La în vedere, nu pe programul ăsta, deci va face și lui drumul acolo. Deci nu se dădea bani în proiectare, nu se apuca proiectul la București, că el s-a văzut care, ce fel de drumuri sunt. Trebuie să fie drumul care fac legătura cu un drum comunal, cu drumul județean, sau cu drumul care fac legătura cu instituția de stat. Vă zic că rețineți ce spuneți dumneavoastră. La drumul ăsta care merge la Inache, acolo în spate, pe drumul de fotbal, merge numai până la Inache. Acolo face dreapta și stânga. Nu se duce în sus, că acolo sus se fundă. Drumul ăla va fi asfaltat tot. Cam coadă. Păi de ce? Păi așa se înfundă și la Vizirul. Nu mai, proiectul este mult mai mult. E bine că s-a asfaltat. Acum a fost și la Culița care a fost în Culița. Și el care a fost lucrătoare la Culița și a stă la stradă și s-a asfaltat noi la strada Culița, ăla a fost ce a zis. Păi nu mai trezează cu lucrurile. Păi nu, dar eu vorbesc că acea uliță de la Vizirul este asfaltată 20 de metri. Sau 15 metri. Mai 20 de metri. Și mai 20 metri. Nu, mai are mai mult. Păi să iertă 5 mandate aici. Beneficia și-a domnului. Da, ar trebui să... Da, o să beneficiez. Ar trebui să nu-i reprezint. Pentru că acum noi trebuie ori facere. Cu mine trebuie să fac o legătură. Ori cu școala Prania Ghițu Păsăcea, ori cu biserica la... Care vom depune cu fondurile europene, pe nouă FADR, da? Domnul Valeanu va beneficia de asfalt, nu-i consilier. Are norocul că drumul lui duce, nu, duce la monumentul istoric, la cimitir, care îmi dă 10 puncte. Dar zice, dar nu mă gândesc să nu-l faceți, fără că stă la gură sau tot la biserică. Domnul Amici Primar are și el norocul ăla, dar nu-i... Nu-i să mă dăm să dacă se fac, se fac, pentru că trebuie să ne grăbim așa, că ne-am dorit ca toți să călcăm pe un drum bun și să ne facem din vloaie. Când vine aia, da, care se trage apă. Mulțumesc!
Mai doresc să semnați acordul? Da, da, este vorba și de astea se pot trage totuși de concluzie, mai ziceam, trebuie ceva sau mai cristalizat impresie. Domnul Scripcaru, referitor la problema de studiu. Ce am putut afla cu toții? Problema de legalitate. Trebuie storitor de dânsul, trebuie să dânsul să duce la Curtea de Conturi săptămâna viitoare și o să ne spune. Asta așa a spus dânsul. Domnul primar de asemenea recunoaște că a trasat această sarcină, deci este o problemă și în Curtea dânsului, acum 6 luni. Nu are răspuns. După care, așa a spus dumneavoastră că acum și noi să o certăm pe doamna secretar, așa ceva n-am vrut să fac. De asemenea, asta legat de prima, de problema cu apa. După care, dacă nu vreți să mă lăsați un minut. De asemenea, la domnul primar am mai aflat că nu sunt datorii la societatea de salubrizare. Pentru ce minune, înțeleg, pentru că... Nu m-ați înțeles, domnul, n-am zis asta. Am spus că în 2012 până în prezent nu sunt datorii la societate. A, deci ați spus. Deci n-a ales. Da. Cei 120.000 de lei, 1.000.000 de lei, deci ați spus să-i luată până în 2012. Da. Deci la reușit în 2012 până în prezent să-l țină când încât îți spun. Bun. Da, dar datoria veche a rămas în continuare. Am înțeles, este un palast pe care e așa. Da. Da. Pentru ce nu cred că eu cunosc foarte mulți oameni care nu plătesc niciun fel de taxă de salubrizare. Plătesc ați anticipat? Haideți să fim serioși. Deci nu se plătește nici 30% din oameni. Deci nici 30%. Mă rog, nu știu ce. Probabil că se de la mege trec. Nu. Dacă m-am zis, poate că sunt domnul plan. Deci o parte, deci eu cred că mai mult de 25-30% din cetățenii plătesc această taxă de salubrizare. E o problemă. Pentru că o parte noi plătim. Așa, este foarte sensibilă. Chiar am asta, nu cred că are nimeni curaj să ducă la poarta lor să plătească această taxă. De asemenea, vreau să mă mai refer la această problemă a drumurilor. O să vă spun ulterior la astea două, dacă se dorește. La problema acestor drumuri că au început să asfalteze. Evident că nu sunt înțeleg că este benefic, dar n-am înțeles niciodată cum au fost selectate aceste drumuri, așa, pe care a fost prioritatea. Bun, este foarte bine că se face acea variantă, dar la variantă nu se duc nici copiii la școală, nu se duc nici părinții la magazin. E o variantă, este foarte bună. De asta spuneam că poate și domnul Văneanu voia, dar poate vreau domnul Slavu. Eu nu înțeleg că domnul Slavu este foarte aprobator. Dar eu îndunosc cu dânsul, în noroc, n-aș fi foarte aprobator. Aș fi foarte nemulțumit. Așa e. Da, aș fi foarte nemulțumit. Dar este foarte multă lume nemulțumită că mai pot ieși cu mașină de acolo, din Blazașca. Da. Mă rog, dar noi suntem așa, este așa de unde. Asta, haideți să scrie imediat pe mine și îmi răspundeți. Deci de asta n-am înțeles niciodată această selecție. De asemenea, eu, poziția asta mai ajută pregătă domnul primar. Efectiv, ceea ce simt este frustrare. Deci cei din Andrășești, care sunt de 20 de ani, mă rog, vor avea dumneavoastră dată foarte bine și sunt locuitori și plătitori buni de taxe. Dar și noi ăștia care suntem de 400, n-am 400, dar la 1.600 sau când de așa. Și noi suntem pe aici, noi suntem în noroi de sutele de ani. Nu suntem o prioritate, vom fi la următorul proiect cu cimitirul, cu podul și cu stadionul. Eu n-am nici mult de obiectiv, vreau să desim slavă speranță. Eu nu vă leam, aveți aveți 10 puncte acolo. Eu nu mă încadrez nici la alea. Deci trebuie, nu știu ce trebuie să așteptăm. Deci asta n-am zis niciodată această selecție. De ce? De ce? Dacă, da. Tu, dar eu vă spun lucru normal că mi-aș dori și țin foarte mult și dacă asta mă nemulțumește cel mai tare, pentru că am fost un consiliu de... Am servit fix meniul care mi s-a împins în față. N-am putut să avem o părere niciodată, băi, dar de ce așa? De 5 km scoteai toți copiii ăștia la drumul, să nu mai vină în orare, îi scoteai la drumul principal, 5 km de drumuri. Faceți-mi calcul, n-am făcut, dar se poate face relativ ușor. Vedeți câte case, câte locuințe de servesc la 5 km. Vedeți dacă sunt peste 100, nu cred. Ia vedeți ulițele astea, 5, astea 20 sau câte 23 câte sunt în Cașin, cu 100 de metri fiecare. Dar poate ajungea chiar mai mult de 100 de metri. Cam câte locuințe de servesc? Vă spun eu că erau peste 300. Asta este. Asta este prioritatea, nu știu de pe ce criterii, oricum noi am fost mulți, noi am aprobat orice, că e bun că vine, dar erau bune și alte, adică de ce n-ar fi fost bun ca mai multă lume să beneficieze, dar domnul Radu nu este nemulțumit, că are, dar domnul Slavu, ai un kilometru, domnul Slavu, un kilometru până în centrul Brașcii era sus. Era extraordinar, puteți ieși. Dar nu e un kilometru, încă nu e. Probabil că e până la biserică. La portul de sus. Ia uitați, aia era prima prioritate.
Vlașca până la biserica, până la, scuzați-mă, la... La ce poia? La domnul Mar... La Mariner. La Mariner. Avem eu aia, oamenii aia, cât, cât, cât sunteți acolo în pată de jos? Și Mariner trăiește? Nu, nu, până la... La Catul de Centru. Da, da, da. Deci, deci vreau să vă spun că până acolo a fost un kilometru și trece prin faza mea, câte gospodării? Câte gospodării sunt, domnul Stavros? Deci, sunt 10 de gospodării. Eu vedeam drumul invers. Ei, asta, la, asta, da, de asta sunt m-am înflăcărat, așa, etichet, ceea ce simt este frustrare. Pentru că, vă spun, în colțul meu, unde, în acea, acel drum de 170 de metri, sunt, normal că și eu doresc foc la cea lume, sunt, vă spun, acolo pe ulița aia sunt peste 10 gospodării, toate sunt locuite, mă rog, toate, dar chiar toate sunt locuite și vă spun că sunt peste 10 copii. Mă rog, este neinteresant, nu este un cumva ascuns, neinteresant, nu e ceva spectaculos pe acolo. Dar și pe acolo este trăiește lumea, adică nu înțeleg de ce linia. Haideți ca așa, drumul comunal. Normal că și acolo sunt case frumoase, construite, dar și pe aici mai sunt. Și la ăștia oameni, ăștia au copii care merg la școală. Da. Vă scuzați, mă, haideți să răspundem, ca să nu ne mai legăm și mai ziua consilier, tot de problema pe care ne-a legat domnul Mușu. Băi, nu vreau să vă ce nu spune să iei cuvântul. Este o problemă. Este o așa, vezi? După ce vrei asfaltă și oricum, nu știu, indiferent de răspuns, vă răsim, este tardiv, lucrurile se fac, este bine că se face și așa, dar suntem în altă fază. Dar nu știu că nu mai bine. Dar nu vă gândiți că mulți o să circule direct pe acolo, cât se decongestionează șoseaua, nu-i mai important? Domnul, mașinile care s-a discutat în ședință de consiliu local la asta, despre cum se asfaltează și... În primul rând, să spune de atunci și să spune că mergeam de mașini, o ia direct la mănăstire. E mai important decât se asfaltează în fiecare judecăt, cum mă crede. Domnul Radu, da. Este un singur strat de asfalt, iar traficul greu nu poate fi deviat acolo. Dar vă mai spun că are 5 km mai mult în anumite locuri. Este foarte ștrangulat de niște... 5 km. Da. Credeți că o să circule camioane? Nu se pot întâmpla. Dar mașinile de mici, mulți o să ia pe acolo, probabil. Aici îl vor folosi, dar trebuie să dau niște explicații. Acest proiect, la Comisia Medială Trecută, a avut o aprobare de principiu, apoi o aprobare de către de economie și cu drumul e ca să asfaltească. Și tot consiliul local, inclusiv domnul Mușu, a fost de acord cu acel drum care a fost propus spre asfaltare. Acest proiect care s-a făcut în PNDL, prin ban guvernamental, nu a necesitat un ghid de finanțare cu un anumit punctaj. Atenție! Și atunci s-a ajuns la concluzie, domnule, facem varianta ca să facem ca să domnule, cum ați făcut? Asta a ajuns la Mușu. S-a cupt. Domnule, ați vorbit? V-am întrebat? Nu pare. Ați încercat? Da. Nu v-am văzut. Nu pare eu. Deci, totul totului a fost de acord. S-a luat la concluzie. Domnule, s-a asfaltează un caș în 2 km 250 de km jumate. Ați văzut și a fost la 1 km, ați văzut și la 26. Într-adevăr, cei la 26 sunt mai voi veniți, după 90. Dar acolo este un cartier rezidențial, la care primăria ca și posibil local beneficiază niște taxe și impozite locale, poate mai multe decât să stau caș. Oamenii aia este în varianta onești. Au dreptul și aia să iasă un drum curat în variantă, nu cu noroi. Una mână, a doua mână, varianta. În primul rând este grafiață și poți crește acolo, cu întâlnă poți construiește. A doua mână s-a întâlnă la concluzia, domnule, facem acolo 2 km 250 ca să faci trafic mult mai ușor. Va fi trafic ușor, dar cei cu mașini mici și reparte poți să o iei pe acel drum. Acest proiect al drumului nu este chiar cu 2 km de asfalt. Este un proiect cu 20 metri de balast, 25 metri de piatră spartă și 20 metri de asfalt. Ai la pești trafic greu? Nu. Va fi un punct de trafic ușor, dacă poate să circule și tractoare și căruți. Atenție! Să nu ducem în oaie păsit local. Dacă nu suntem informați, ar fi bine că venim în ședință să ne informăm. Bani pentru drumul de trafic ușor nu s-au alocat decât acolo unde se fac drumuri naționale, drumuri europene, drumuri județene, drumuri expres sau autostrăzi. Pentru drumul de interes local, ulic românești, cum sunt bune acasă, nu s-a locat decât și proiectul de fază, decât acea inovativă de drumul de trafic ușor, exact cum este și cel la ulița. A fost aprobat proiectul, a fost transparent total, s-a spus și ulița face, cum v-a spus și la nouă proiect. Voi veni pe pădure, pe ulița aia o să dăm zgata puncte, că la nouă proiect care face, va fi vorba de puncaj. Sunt 90 puncte. Dacă noi nu acumulăm cel puțin 70 la proiectul care vreți să-l facem acum, nu avem ce căuta la selecție. Că vă cheltuim bani degeaba cu proiectarii, cu dar ce vă facem noi și nu vă vom beneficia de finanțarea europeană. Din coace a fost proiect făcut cu fondul guvernamental, cu totul altceva.
Da, s-a dat jos, cu 2 km 250, nu se făcea decât 2-3 ulițe din comuna Cașa. Ce o să dau cu ulițe pe Mușu? Ce o să dau cu ulițe pe Mușu? Domnul Tiran, cum cu 2,2 se face 2 ulițe? Avem ulițe din kilometru? Haideți numai de zi, domnul Mușu, informați. Nu puteți vorbesc, nu ați vreți problemați consiliul local și sunteți în postul răutăcios, nu binevoitor. Că vă spun, de la strada de la primărie și până la Mafa, până în variantă, sunt 800 metri de ori. Deci așa nu sunt kilometri o cramă. Sunt tot de aici și până la Mafa, sunt 800 metri. Dacă băgăm inelul, care pleacă unde e cea mai mare concentrație de case, știți care e cea mai mare concentrație de case? Deci eu v-am spus că poți face pentru fiecare. Știu că trebuie inel, că trebuie să trecem. Nu, băgă, ca unde este cea mai mare concentrație de case cu uliți. Vă trebuie un casă, cum știți unde este? Uliți Glașca este. Nu. Cea mai mare concentrație de case cu ulița care duce la primărie, o ia până la Bordeanu și este până la Cibuțul Dosti, până la Cășfar Roate și aduce la Biserica de la Sigur. Acolo e cea mai concentrație, sunt case pe o parte și partea ulița. Deci din cu ulița mea care e 200 metri la Dumnezeu, sunt 3 case mașinate. Deci trebuie suprafață, dar suprafața ca densitate este în Vlașca. Hai, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, va fi făcut și Vlașca, s-a făcut și anul ăsta, s-a reparat și potul, s-a făcut, dacă nu știți, concursul apelor românii, vi-a duit iar diguire acolo. Nu știu, e bine că se face. Haideți să lăsăm lucrurile așa cum se face, proiectul mai face unul. Haideți fiecare primar care a venit în comuna Cașa, dacă nu vă mai fi dat, să facă doar la care l-a făcut eu, să facă și următorul, cum a făcut și curierea, cum a făcut și curierea, cum a făcut și că dacă se face, se face bine pentru comună. Dacă se asfaltează un pentru drum, se asfaltează pentru comună. Asfaltările sunt lucrări costisitoare. Un kilometru de asfaltat duce cu asfaltul și nu la 50.000 de euro. Deci niciodată nu va permite comuna ca și să asfalteze o bulie, suntem buget local. Uite, domnul primar. Știți ce buget local avem noi într-o altă zi de tax și impozit? Că l-avem preconizat, dar ca să am 6 miliarde. Că care de 6 miliarde nu încasă niciodată dacă asta 6 miliarde, când am uit cum vă simțiți pe care. Sunt amenziile, domnule, dar... Nu, 6 miliarde, dați și voi pe care mai creia dar, fără stigma, da, fără amenzi. La amenzi de 2 miliarde și ceva. Deci, hai să fim realiști, hai să fim constructivi și ceea ce se face să facă pentru comună, nu să vă faci gătul de ani, deci nu uliți la ora sau orice n-am. Bine că se facă, că urma alte uliți și tot așa. În fiecare cățel al lui va beneficia de asfalt, va dea de să beneficie de canalizare și de extindere de apă și de toate utilitățile. Acum vă spune cineva, vine cu canalizarea sau cu apa sau cu svastica. Nu svastica, am avut grijă să vorbesc cu constructorul, să-l lasi apostament. În cazul în care se va veni cu o utilitate în partea respectivă, să nu se spargă asfaltul. Mai zice cineva, domnule, dar nu se face într-o parte, nu, se va face cu treabă și să nu se face și cu comuna Cașa. Știți că la Cașa se face cu treabă și să nu se face asfalt. Trece omul într-o parte în alta, cu gaz sau cu apă. Cum să strică asfaltul? Uite, o întrebare. Da, acolo nu mai comentezi. Cine a făcut și foarte cea aprobare. Cine a făcut o firmă, îți dai seama că a făcut o firmă. Ce-ți fac? Firmă, da, firmă respectivă a făcut un cinețial, care trebuia să vină la primărie și cea aprobare la primărie. Dar a lăsat lucrurile așa. Așa mi-a de asta. E bine, nu, domnul, și eu nu dau amintiți. Cum vă dau amintiți? Da, poate doar o plăceară. Sunt de acord cu toate punctele, dacă îmi permite să plec și așa. Și așa cum haideți atunci, domnul primar, hotărâți, hotărâți ce facem cu hotărârea aia pe care am luat-o noi în comisia de negociere. Așteptăm să vină răspunsul de la Curtea de Conturi și după aceea să luăm fiecare consilier să luăm cuvântul. Nu că va mai influența cu fiecare bărăană sau vrea dată. Nu fii treaba în regulă, că cum ea să fie liniștită, doar nu știu acasă. În momentul când apare cum este legal și care este prețul și vreau să vedeți negociat, prețul negociat cu dumneavoastră vom propune prin următoarea Consiliul Local să-i aprobați. Așa. Și atunci va aproba și Consiliul Local, toată lumea va aproba. Prețul negociat de noi. Noi propunem Consiliul Local și poate să da, mai faci mai povară. Da. Nu ne asumăm noi comisia. Nu, doamne, asta. Da, doamne, asta și-a numit. Să ne înțelegem. Vă mulțumesc. Haideți, dacă mai dorește cineva să acum. Doamne, eu vreau două cuvinte să vă spun. Da, nu, domnul Grăceanu. Ce-a spus ei? Da, nu, om, fii. Sunteți de acord ca domnul Grăceanu? Nu, suntem de acord ca domnul Grăceanu. Domnul Grăceanu, dacă are ordine de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Sunt de acord la primul punct, la primul punctul 2 mă abțin. Deci nu trebuie să facem un împrumut, să terminăm... Mă abțin la punctul 2 și să se ia la tot te vădează fotul. Domnul primar, auzi, și-o dorești când la stadion, cu atunci. Tu ai mers? Păi, tu de ce mergi? Ai mers? Oricum l-am pătat. Vă comandă să vă spun și era interesant să fi rămas și dumneavoastră.
pentru că am participat la zilele cașului și eu, în mod personal, vă rog să vă mulțumesc că ați participat în mod activ toți la zilele cașului. Care toți? Păi, zic și eu. Se poate. Am avut și noi, a fost un simpozion, haideți să informăm Consiliul Local, a fost un simpozion care... Dacă participai, domnul Curea, nu stă nu și domnule, că ai fost primar, vino și stă, ca un om civilizat acolo. Ai venit? Nu. La uite că am participat la simpozion, au venit, ne-au vizitat capacități. Haideți să discutăm după problema. Discutăm după. Dați de acord cu ordinea de zi? Sunteți de acord cu punctul pe ordinea de zi? Deci suntem de acord cu împrumutul, suntem de acord cu, cu rectificarea de buget și rămâne în discuție problema cu domnul Scricar. Nu aprobăm acest lucru. Nu, domnul Scricar. Nu, domnul Scricar. Dar sunteți de acord și cu punctul 2? Dar ce i-a dat acest an zi? Vrei invitația specială. Deci eu constat că din ce în ce mai mulți consilieri au anumite frustrări. Mai constat că nu există o situație de normalitate de desfășurare a ședințelor. Deci până astăzi nu s-a întâmplat. Nu știu, au fost stresați datorită camerelor. Care a fost problema? Frustrarea sau stresarea de la camere? Deci ca să treci din timpul ședinței, doar să spui că ești de acord cu punctul 1, punctul 2, punctul 3. Să nu ai decența, să-ți respecti ceilalți colegi și să stai să ridici mâna, cum e corect și legal să ridici mâna că ești de acord. S-a înțeles problema domnului Grăceanu, că la ora 7 trebuia să fie la anumită destinație, dar ceilalți, deci nu se poate așa ceva. În primul rând, este un branciu de oameni care fac acest lucru. Este sfidare la adresa Consiliului Local. Și a primat. Și a primat, bineînțeles. Deci am rugămintea să discutăm normal, pe ordinea de zi, să avem răbdare să votăm sau să nu votăm. Domnul Valer are răbdare de un lucru care este nicio mai în vârstă de lucru care are răbdare, nici n-au... Deci eu sunt de atâtea mandate consilier local, dar nu s-a întâmplat să treci înainte de a se termina, de a spune președintele ședinței, declar lucrările ședinței închise. Asta va fi un chestie de listă de responsabilitate. Domnul președinte, vă rog să... Doamna jurist, vă rog să notați acolo că Consiliul Local a fost de acord cu plecarea din ședință, din timpul ședinței, cu învoire pentru domnul Vrânceanu. Ceilalți v-am dat o scuză. Vă rog frumos. Eventual, eu știu, să declarați, să declarăm nulă ședința parcurii. Nu s-a creat, nu s-a... Păi intrăm într-un alt... Dar dacă nu ar fi fost domnul Dar eu cred că dumneavoastră trebuia să spuneți domnul președinte, că n-au voie până nu să vină acolo la masă să spună eu sunt de acord cu cele trei puncte, că nu. Trebuia să spun nu aveți voie să părăsiți sala. Stăm și ține de caracter, ține de educație, să lăsăm chestia. Haideți un pic să ne respectăm fiecare. Să respect și față de restul consilierilor, față de primar. Și poți de televiziune. Ce poți de televiziune? Nu, domnule, eu nu știu. E greu de înțeles lucrul ăsta. Eu nu am să-l înțeleg niciodată. Domnule, cu bani ești în cursul spunerea sau cașă, există oameni dâmbini, oameni care au fost tot timpul de acord pe vizitii care s-a făcut, oamenii care sunt constanți decizitilor, oamenii care vor să fac ceva cu una cașă. Noi suntem oamenii paradox, noi suntem citați. Cu banii vin în sătrești, cu este majoritate și îți fac lucruri bune. Că indiferent, vă spun domnule și doamnă care sunt rămas, indiferent cine va fi primarul cu una cașă, ceea ce va face va rămâne pentru comună. Nu va face nici pentru Băleanu, nici pentru Soroiu, nici pentru Frințoacă, va face și toate obiectivele care se vor realiza, vor rămâne în fost comunități. Nu a primarul. Acel primar este un, eu știu, un ales care îi duce... 21.07.2014 s-a discutat de chestia asta, s-a aprobat proiectul de modernizare drumuri de interes local în Comuna Cașa. Dar dacă nu mai țin minte, domnule, acum venim și
aruncăm. Și, și eu sunt frustrat că pe lângă poarta mea nu se asfaltează. Nu e nimic, o să vină rândul, eu știu, fiecare. Așa e, Adelia Drumuștiu a fost aș facă jur avocat în zanii Constituției Comunii și un fel de campanie electorală de început două. Zic eu rând la campania n-a început două. Poate așa cum să știți că eu vă dea propun un lot al lui Ia Ceusla Bunii cu mirată de drum. Păi la voi de sunteți de prost și să facă la voi un zanii să vă de parte. Era putent, dar să știți că oamenii buni înțelegi, mi-a lasă foarte bine că vă notați și oricum chiar vă notați atât. O ținere foarte bună de minte, a fost dezbătute acest tribun și le-am discutat împreună ce facem pe aia, facem pe aia și mai departe. Am avut două ședințe, chiar era chiar de edificiul comunei de luna lui August. Eu chiar nu fac parte din consilierii care vin și nu mă afort ce spune primarul. Cred că am avut atitudini critice și la adresa dumneavoastră, chiar dacă v-am votat, și eu la adresa lui Curelea. Dar dacă a făcut ceva benefic pentru comună, domnule, am fost de acord. Eu sunt în opoziție cu Curelea din totdeauna am fost. Nu? Asta nu e nicio problemă. Dar asta nu m-a făcut pe mine. Pe mine, să nu fiu de acord ca să facă localul ăsta unde ne desfășurăm noi activitatea acum. Că puteam să spun, domne, știi care treaba e primăria veche, lasă rămână aia, facem altceva cu bani. Nu, domne. Dacă e necesar și vii cu un proiect bun și viabil, haide, domne, să-l aprobăm tot consilierii, încă sunt eu de la un partid și când sunt de la alt partid. Haide să facem lucrurile așa, știți că eu sunt adeptul lucrurilor bine făcute. Dar nu asta vreau să spun, dar trebuie să ne respectăm mai mult, unii pe alții. Asta e cel mai important. Mai avem de supus la vot punctul 2 de pe ordinea de zi. Păi, dar noi... Încă ce am rămas în dezreacord, nu? Da, da. Bine. Atunci, dacă... Nu, știți pe mine ce mă dezreacord. Spune, domnule. În legătură cu punctul 3 la diversie. Nu e punctul 3, acolo am spus. În legătură cu domnul Scripcar. S-a făcut referire la un proces verbal încheiat în 2011 între Comuna Cașin, Comuna Buciun și Secie. Da. Nu s-a mai amintit nimic de la această sumă care se dă drept pierdere făcută de Comuna Cașin. Nu s-a amintit nici cine a făcut acea branșare în Andrășești. Primăria Buciu nu are, văd că, nicio contribuție. Ar trebui să aibă și eu contribuții, că am înțeles că au folosit acea apă în acea perioadă și după aia i-a stopat livrarea de apă și cel care a făcut branșarea. O să vă spun, n-am vrut să... și trebuia să o zici la... și atunci a văzut că prietenii se încingeau deja, încerca să arunci mâța în noi cu stocaș cu mare actual. Deci pactul a pleacă din 2010, nu pleacă de acum. Ea a fost judecată domnul Scripcaru cu Preanu. Dacă ținem la subminții consiliere mai vechi, am aprobat noi până anul 2010 o investiție de o investiție de apă în zona Andrășești, cu Preanu 20 de acea investiție s-a și realizat, iar apoi la cinerea primarului, teoriul primarului, s-a și brașat în conducta serii, fără să la cetățenii care s-au brașat apă în conducta primăriei să pun la niciun document. Toți cetățenii din zona 22 decembrie și de aia și când unii după cei care au fost, au consumat apă fără să fie controlizați. Când apare scandalul Picrav și Pof Metalon, când apare acea pierdere de apă, atunci și face Pof Metalon. La strada Scutarul Ministrii Căminu, oprește vara și conducta de la Andrășești, unde ajungea curga cu metalonului și brașat, a fost brașat de cea a comunii Cașin, în conducta aia, rămâne fără apă. Atunci zic că oamenii de acolo sunt frigi și sunt țiri. Domnule, a rămas fără apă. Se ia legătura cu apă, canal, cu domnul Fântână și acesta este de acord ca acum să facă o altă așevent la conducții noastre de la Cașu, în conducta lui apă, canal, dar apă, canal, nu a dat drumul la apă până când nu a pus la pomeni ce a făcut contract din toți cetățenii care erau în acest acest conduct. Coragul Sticu, văzând fără apă, mai dumneavoastră consiliul local. Și eu eram consiliul local în timpul ăla, care am niciun primar. Și am vrea că avea de consiliul local și de vot. Nu s-a cerut aprobarea, s-a cerut aprobarea ca și comuna ca Buciu să se branșeze din conducta noastră. Fiindcă acea conductă a costat 80 ceva de mii de lei și a fost făcut în bugetul local la comunei Cașa. Comuna Oateu Buciu este inuat Oateu, da?
trebuia aprobarea Consiliului Local ca și cerută ca să fie de acord ca Bucimul să brașeze conducta noastră. S-a făcut fără acordul Consiliului Local, s-a făcut la o înțelegere verbală între cei de primar de atunci. Asta s-a întâmplat și s-a ajuns. Și sunt ce să arunci. Deci, deci ce se pleacă de atunci s-a ajuns, noi n-am nicio vină. În ianuarie, ce vă aminti, a fost o discuție și atât. Dar nu s-a zis, domnule, domnul primar, iei sarcina să încheie contract cu domnul scriitorul pentru chirierii. Sau, scăte, nu s-a spus așa ceva. Abia în iulie, abia în iulie s-a ajuns la concluzie aici, în Consiliul Local, să facă o, o comisie și a mai departe. Domnul primar, nu trebuie să aducă pisica. Eu ce-am spus la început, nu trebuie să știu cine vinovă. Un pic, uitați, doamna viceprimar este martor aici. Noi astăzi n-am vrut să încheiem un proces verbal de negociere. Ni s-a spus, am avut și noi, s-a cerut informații și a spus procesul verbal pe care îl încheiați trebuie să, să sune așa, proces verbal de discuție. Înțelegeți? Nu de, de negociere. De discuție și după aceea. Că a venit domnul scriitorul și a spus, domnule, negociere, discuție, același lucru și că nu știu ce și că s-a notat acolo de... Dar așa a fost, deci inițial. Domnule, noi discutăm. Eu de asta am spus să venim în Consiliul Local, că avem ședință și sunteți și dumneavoastră invitați și veniți acolo și vă expuneți punctul de vedere. Am mai, cum să spun, eu observ că între domnul scriitorul și domnul Curelea sunt niște relații mai strânse între dânsii și... Eu pot să dau și o altă tentă situației de astăzi. Înțelegeți? Până acum, domnule, s-a și tăcut. Domnule, dânsul n-are blocate conturile de luna, are de... Înțelegeți? Da. Mai venea și poți să licitare. Așa este. Acum, acum cum să spun? Poate și vina domnului primar și a secretarei că trebuia în fiecare lună să vină. Bă, ce facem cu aia? Uite că aia solicită. Nu s-a venit, asta este, trebuie să ne pasă cu măsură. Nu are nicio bine, practic, noi nu ne asumăm dânsul și vrea să spună acum, putem asuma noi suma aia niciodată. Dânsul i-a zis, dar i-a zis să facă două ficaruri. Pentru închirierii, dăm pași legali, evaluarea. Nu se va da un leu. De ce bani pisne evaluare? De contra, sub evaluare, că asta este din punct de vedere economic avantajos pentru noi. Iar datorită la suma aia de 40.000, veniți unul judecată. Și demonstrează instanță că este vina comunei Cașin și atunci instanța judecată îi va obliga pe noi. Dar ceea ce nu vrea nici să ne dea plecat. Nu poate, nu vrea. Poate că nu poate, dar nu vrea. Dânsul trece la amenință. Vă opresc. Apa în zicare și vă lăsă la singura variantă pe care are dânsul în mână este că el vrea să nu o am. Da. Problema e că nu o să poată niciodată să arate că noi suntem vinovați pentru pierderea. Asta în primul rând. Iar apoi, el încearcă acum prin contractul ăsta să bage banii aceia de la pierdere. Imposibil, dar evaluatorul nu o să facă asta niciodată. Nu va face, nu poate. Nu poate. Și el asta vrea să facă. Sunt niște normativi bani acolo. Să recupereze prin contract. Și vă spun o chestiune. Și vă care este dumneavoastră. Nu va putea opri. Păi și eu spun. Că bază cu două ori până cu motorile prezidențiale la judecătă, va dă apa nu este, e o utilitate, e apă, ce nu poate să oprească, chiar dacă e conducta lui. Va da termen de 30 de litri, de 60 de litri, ca comuna ca să gata altă oportunitate, dar aducea pe un cașă. Aș fost cu lucrul ăsta, ca să vă spun. Le-a costat aproape 120 de mii miliarde 100 și trage un conduct în altă parte. Și a realizat atâsul. Da. Deci am făcut și studiul ăsta. Am și credeți ce a făcut. Și mă, adică aveți un plan B. Avem un plan B. Nu credeți că am dormit. Deci nu sunt doar, dar nu putem fi, domnule, omul a fost mult așa comunica și cu dracul de acolo. Deci, aici e vorba de omenii. Aici este vorba de omenii. Dar dacă trece la amenințări, institut și bucătă la tiapă. Nu se poate face așa. Prea mult, domnule, mi se pare suma de la 22 de mii s-a ajuns la 4 la 22 de mii. Știți ce a spus mii, domnule, de acolo, dar nu știu. Domnule, obligate de alchiria, că nu s-a alchiria la dracului. Nu știu, domnule, e gata, da? Da, da. În afară de trebuie să întreb ceva? Da. Eu de când am apă și am de la început, eu nu plătesc niciodată apa la primărie. Dar am primit-o la crap. Și atunci de ce primăria asta? Bravo, păi, primăria trebuie să zice, nu aibă niciun problemă. Dracu are contract cu mine, eu cu am semnat cu ei, deci ei trebuie să-mi aduc apa, că eu plătesc. Păi da. Primăria s-a băgat degeaba în situația asta. Vorbe
Vă mulțumim pentru ședință. Domnul Băiar, vă mulțumim că ați venit. Vreți voi veniți, că o scoare ședință la cașă, că deja e primar. Sper să nu dați ultima parte. Nu, o să dăm totul, ca să știți. Mai știți, zici că ce vreți cu aia. Asta e nouul nostru. Ședința încheiată. Trebuie să ne facem noi mesele. Dar încercați să puneți să puneți o melodie frumoasă. Dar o să spun o melodie. Să puneți o melodie. Să puneți o melodie.